Îi transmite live aici că te înjură lumea, Teo. După care, du-te aici, bagă ăsta aici, aveți, suntem live. Stați așa că al vostru iar, știți cum e? Cred că v-ați obișnuit. Suntem live, suntem live, e ok totul? Stați așa un pic, mută chat-ul, adaugă-l aici așa. După care, ia link de aici, du-te aici. Intră aici, dă-i copy-paste aici, bun, am rezolvat ăsta și mai trebuie, intrăm aici, repede, dăm aici, scoatem ăsta de aici, îl punem aici ca să vedem și noi, intrăm înapoi aici ca să vedem și noi ce se întâmplă, după care acum gata, cred că suntem ok. Viața este în live, e totul bine, vă pup, viețile mele, ce faceți, bă? Nici nu, nu e că îmi cer eu, nu, de fapt îmi cer scuze, asta îmi cer mereu, dar nu e că caut scuze. E vorba că le găsesc. Nu, 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 stai așa. Ce credeți, mă, că v-aș cura voastră? Deci, ce zic eu? Bine, eu eram cam liber de pe la, nu știu, 7, ceva de genul și am zis, bă, hai că mă pun un pic în pat, ai înțeles? Mă pun un pic în pat până încep stream-ul. Că nu adorm, doar stau așa un pic. Știi ce zic? Doar stau, mă liniștesc, îmi eliberez ca să intru aici, direct zen, frumos, pe nori, aici, așa zic. Am adormit, mâncava și cura voastră. Bineînțeles că am, cum îi zice, am, cum îi zice, mă, că când o văd venind, am prezis-o, nu. Am, gen, fii atent. Se întâmplă ceva, cumva bănuiești că se întâmplă ceva, și faci ceva în legătură cu aia. Cum îi zice, bă, că îmi scapă cuvântul? Vieți, cum îi zice? Am, nu aceeași poveste de ieri, nu, chiar nu e aceeași poveste, chiar nu e. Am prevenit, bravo, bravo, bravo. Prevenit, bravo Sky, bravo viața mea. Am prevenit lucrul ăsta, mi-am pus alarmă, da? Am urcat, am aranjat pe aici, nu știu ce. Am stat 3 minute să mă gândesc ce culori să mai pun în spate, că nu mai voiam iar roșu, vă dați seama, și nu știam ce culoare să pun în spate. Am zis, hai mă, pun niște culori la mișto, pun o scenă din aia, nu, nu-mi plăcea niciunul, mâncați aici gura ta. Am stabilit culorile, am zis, mamă, eu fix, trebuie să încep live-ul, ce credeți, mâncava aș gura voastră? Nu mai avea baterie camera. Nu e nicio problemă, mă gândesc eu, ia o baterie de aici. Nu mai aveam nicio baterie încărcată. Am zis ce fac, doamne, ce se întâmplă aici, nebun, la cam mă înjură toată lumea. Nu mai am cum să fac stream. Fac stream de pe telefon. Ce fac? Mă duc, mi-iau camera veche, dar nici pe aia nu mai am camere veche. I le-am dat lui Bogdan, trebuie să mi le dea înapoi. Nu mai știam ce să fac, mâncavașul roastră. Timp în care mă gândesc eu. Mă gândesc eu. Random. Ai înțeles? E camera ce simte aici. Nu-i fur și o camera din cameră. Sper să fie cumva aproape încărcată ca să fie ok. Și o folosesc și eu? Doar nu o să-și dea seama că rămâne între noi. Și am luat camera. I-am luat bateria din cameră. Mâncava și cura voastră, Luce Sima, că nu mai mergea de la mine. Nu mai aveam niciuna încărcată. Astea două de aici sunt descărcate complet. Le pun aici jos ca să... Jos am încărcătorul ăsta de baterii. Ca să-mi aduc, Doamne iartă-mă, aminte că trebuie să le pun la încărcat. Și cam asta a fost viețile mele. Era să nu mai am cu ce să fac stream. Că nu mai aveam baterie la cameră. Da, asta este. Da, ai dreptate, Teo. Păi viața mea, știi care-i faza? Nici n-ai de unde să știi dacă te mint sau nu. Dar vă jur că nu vă mint. Pot să vă dau cuvântul meu. Acum dacă mă credeți, nu știu, dacă nu mă credeți, e treaba voastră. Teo, joci jocuri horror în seara asta? Vă dați seama că n-am pus titlu și thumbnail horror ca să ne jucăm horror. Asta ar fi fost ultima. Cum era? Și întârziat și vin la voi cu scuză și după aia să vă zic, da, știți că a fost clickbait, frate, nu ne jucăm horror. Era prea de tot, ești la camp, îmi dădeați toți, am subscribe, eu, și nu prea vreau asta. Înțelegi? Dar ce frumușel ești, păcat că bunicul meu... Bă, de un... Băi, Suraus, ce mă, viața de unde au venit asta, ești nebun? Băi, Suraus, frate, asta e viața un puiule, știu că doare, știu că e nasol, dar se întâmplă, n-ai ce să faci, știi? O să doară o perioadă, dar gândește-te că acum se duce într-un loc mai bun, ai înțeles? E tot ok, e lângă Doamne, Doamne, se gândește, ai înțeles? Știu că doare, dar se întâmplă.
Las că îi spun eu la ce simt. Viața mea nu rămâne între noi, rămâne între noi. Dar ce frumos ești. Bă, dar chiar nu sunt frumos, ești nebun la cap, sunt nearanjat, sunt netuns. Nearanjat am zis, sunt și netuns, mai sunt și nearanjat, sunt și netuns, ești nebun, și mai sunt și nearanjat. Și sunt și proaspăt trezit. Am același tricou ca ieri, am și dormit cu el. Și mai sunt și nearanjat și netuns. V-am zis că sunt nearanjat și netuns? Că nu cred. Ce joc te joci? Bă, am jucat noi acum două live-uri un joc care era un fel de Phasmophobia, dar era mai mari făcă decât Phasmophobia ca și grafică și astea, și are un storyline. Doar că n-am reușit noi atunci să-l terminăm, dar azi nu mai avem nicio scuză, viețile mele. Astăzi trebuie să-l terminăm. Mamă, dau. Uite, vedeți ce, cât, să vedeți fâlfâl la cameră, că dau aici să mă auziți. Ești nebun la cap să mă vedeți. Hai bă, că și așa ești frumos și lasă vrăjeala. Bă, vă mulțumesc din suflet, frate. Și voi sunteți la fel de frumoși, credeți-mă. Mulțumesc din suflet pentru complimente. Ăla cu detectivul, exact, exact. Viețile, deci, în caz că nu știți, că n-ați fost pe live stream, atunci vă povestesc. Nu e niciun fel de problemă, stați liniștiți. Te-ai mai jucat LOL după live? Vă dați seama că am mai jucat cu Captain Game. După aia el a ieșit și m-am jucat după aia cu Ololoși și de bun la cap. Dar ce credeți? Cine este Emerald acum la LOL? Băiatul ăsta din fața voastră e Emerald, frate. E Emerald la LOL, la League of Legends, înțelegi? Am mai jucat și azi 3 meciurile alea, am pierdut pe toate, am zis că spar calculatorul, am zis că nu mai trebuie jocul ăsta niciodată, am zis că îl șterg. Și nu m-am mai jucat, am jucat de din azi 3 meciuri, nu mai vreau să aud, cred că o zi, două, pentru ce mi s-a întâmplat azi, nu mai vreau să aud de jocul ăsta, o pauză. Și ia, sunt acum stai în live cu viețile mele, mai vorbim, mai râdem, mai povestim, știi ce zic? Legenda spune că ai stat până la 2 noaptea pe lul, bă, voi mă stocăriți cam forță, ești nebun, acabă chiar până la ora asta. Teo, te pupăm eu și Vitana Ștefania de aici din Norvegia, vă pup și eu, frate, vă pup și eu, aveți grijă de voi acolo. Bună viața, ai vreun sfat pentru noi ăștia care dăm examenul anul ăsta? Te referi la BAC sau ăla de clasa 8-a, nu? Sau la facultate, știu că mai sunt niște pe examene gen de admitere și așa, sau sesiunea. Mă, viețile mele... Pentru examenul ăla de clasa 8-a și pentru BAC, cele mai bune sfaturi pe care le-am dat și consider că sunt cele mai bune sfaturi este nu să iei toată materia la rând să o înveți, este să lucrezi pe variante de alea. Că știi, poți să înțelegi exact nivelul de dificultate și poți să înțelegi exact tipul de exerciții care se tot repetă și se tot repetă și se tot repetă. Odată ce înveți să faci tipul ăla de exerciții, n-ai cum să nu te descurci la BAC, înțelegi? Mi se pare un pic mie personal prostie să stai să iei materia la rând, să înveți toate alea posibile, pentru că nici nu se dă din toată materia. Sunt niște chestii care se tot repetă și se tot schimbă. Dacă înțelegi skepsisul ăla și îl înțelegi lucrând variantele alea. Ăsta e cel mai bun sfat. Ăsta e cel mai bun sfat pe care pot să-l dau. Nu sunt profesor sau ceva să dau alte sfaturi. Zic ce am făcut eu și la mine a funcționat. Am avut 9.36 media la BAC. Face și cum simțiți voi. Că trebuie să, orice vă zice cineva, trebuie să-l treceți și prin filtrul vostru. Bă, e bine pentru mine așa sau nu e bine, știi? Că până la urmă așa e. Lasă vrăjeala că ești frumos. Lucas, te pup cu respect de viața mea. Mersi mult de tot de donație și de mesaj, în primul rând. Te pup, frate, mulțumesc mult. Bianca, bun venit la viața mea susținătoare, zice nea YouTube. Îi urăm și noi un welcome lui Bianca aici. Ce să fac, mă, Ale? Uite, am intrat și eu live cu voi pe aici. Dar voi ce faceți? Cum sunteți? Toate bune? Totul ok? Teo, te urmăresc de puțin timp, dar te apreciez mult și îți mulțumesc pentru toate sfaturile pe care le-ai dat și prin care m-ai ajutat. Bă, eu mă bucur maxim, gen, că pot să vă ajut, gen, cu niște chestii, gen. Chiar mă bucur că eu, bă, frate, vă spun sincer, eu cumva simțeam că trăiesc cumva în lumea mea. Bă, mă apuc eu să dau sfaturi, să nu știu ce, dar cine mă ascultă? Mai lumea la mișto, ce doamne, că până la urmă am și eu... Am 25 de ani, nu sunt cine știe ce om trecut în viață, cu cine știe ce experiențe, cu știi ce zic? Dar uite, văd mesajele astea de la voi și bă, înseamnă că am făcut bine ce am făcut, mă, și mă bucur, gen. Și chiar o să continui să fac asta, v-am zis că am un plan să fac chestii mai, să mă duc mai deep în chestia asta și poate vă ajută mult mai mult, gen, că o să vreau să am pe cineva, gen, într-un video și să vă zică el mai multe despre lucrurile respective, că eu nu pot să intru foarte în detaliu, că, bă, real vorbind, n-am nimic de psihologie, de astea, adică nu pot să vă ajut real cu ceva și în detaliu și așa. Dar
cum pot și eu încerc și măcar să vă dau măcar să vă dau o chichiță acolo care, pe care ulterior să o dezvoltați voi și să vă ajute, știi? E freza aia, bă, Teo. Ce freză, mă, ce freza aia? Melodia cu smiley, bă, viețe. Avem un milion, deci fiți atenți. Acum, în momentul de față, avem, vă arăt câți abonați avem. Stați așa un pic. Unde e? Drepturi autor, live subscriber count. Deci uite, ăsta e numărul nostru de abonați din momentul de față. Deci noi, e posibil în... Dar cine a dat un subscribe și de ce? Te pup, Teo, ai vrea să fim prieteni pe Insta? Sper că nu se ia ca o provoare, te pup. Nu se ia viața ca o provoare, stai liniștit că nu e nicio problemă. Viața mea, eu am tot zis de-a lungul timpului că nu am cum să dau follow unei per... Doamne, cine m-a pus, Doamne, să intru și să mă enervez că s-a dezabonat cineva, că se dezabonează toată lumea acum? Cine m-a pus, Doamne, pe creierul meu ăsta moară, rău de tot? Cine m-a pus, Doamne, nu era logic, Teo, că dacă te enervezi de la o persoană, de toată lumea după aia? Da, mă întrebați când facem piesa cu Smiley? Niciodată, nu vedeți în Doamne iartă-mă că dă toată lumea în subscribe să mă troleze? Nu mai facem piesa cu Smiley, trebuie să-l sun să-l anunț. Stai să-i dau un mesaj acum. Andrei, nu mai facem nicio piesă, viața mea. Că dă lumea în subscribe. Gata. Deci, ziceam că e posibil ca în seara asta să facem 1.380.000 și mai avem doar 120.000. Bine, știu că sună cumva ciudat, doar 120.000, că până la 120.000 de abonați sunt mult. Dar, dacă începem să postăm ca lumea și regulat și așa și cu shorts și cu dalea, e doable în 3 luni. E doable, nu este sigur, dar e doable, sunt niște șanse. Acum, eu nu am stabilit cu Smiley, vă spun sincer, că eu nu am stabilit un aspect foarte important. Foarte important și mi s-a mai adus la cunoștință de-a lungul timpului, dar am zis, mai e până atunci. Știi cum? O știi pe aia. Dă mâine. Nu e bună deloc aia, mă, ca vașura asta. Deci dacă aveți vreodată sentimentul ăsta... Dă mâine, nu, dă azi, neapărat, ești nebun la cap. Sau dacă mâine nu faci aia, dă spalme. Că o să ajungi să fie dă mâine, de la dă mâine. O să ajungi de săptămâna viitoare, de luna viitoare, de anul viitor. Și nu o să faci niciodată, crede-mă, nu e bine, nu e bine. Dar bă, ce fac, mă, s-a întâmplit? Mă accidentez singur, Doamne. Deci am vrut să mă pun și eu așa și mi-a alunecat cod. Nu e, ceva se întâmplă seara asta cu mine. În seara asta ceva se întâmplă cu mine, viețile mele. Sunați la 112. E jale. E jale rău de tot. Ceva se întâmplă seara asta. Deci mai are... Nu vreau să cobim. Gata. Nu, deci va fi o seară frumoasă. Ne vom distra, vom râde, vom petrece timp frumos împreună, da? Nu cobim, nu cobim. Salut, eu aștept piesa cu Smiley. Despre asta vorbesc. Stați așa un pic. Eu nu am... Ce aspect nu am stabilit eu cu el? Foarte important. Dacă noi ne apucăm de piesă înainte să fac 1.500.000, ca la 1.500.000 de abonați eu deja să o postez, sau la 1.500.000 noi ne apucăm de piesă, că e un aspect foarte important ăsta. Că eu vreau să facem și clip, vreau să fie frumos, vreau să iasă cum trebuie. Că Doamne iartă-mă, de un an de zile, cred că chiar de un an de zile, eu într-una zic, bă, vreau fac piesă cu Smiley, vreau să fac piesă cu Smiley, nu știu ce, știi ce zic? Și eu nu am stabilit cu el asta, trebuie să-l sun să stabilesc cu el, ești nebun? Trebuie să-l sun să stabilesc, că e jale, e jale. Mă, viețile mele, îmi pare rău, gen, că treceți prin perioade când... pierdeți pe cineva apropiat sau vă pierdeți animăluțul sau ceva, dar eu nu prea pot să vă zic altceva decât că, bă, vezi, așa e viața, se întâmplă, nu avem ce să facem. Sunt unele lucruri pe care nu depind de noi și doar trebuie să le acceptăm. Știu că doare, dar trebuie să trecem peste durerea aia, altceva nu avem ce să facem. Și eu nu sunt în măsură să dau un sfat bun în legătură cu asta, că, slavă Domnului, eu, real, până acum eu nu cred că am pierdut pe nimeni la care să țin atât de mult, gen, cineva apropiat, și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Și de asta nu sunt în măsură să vă dau un sfat foarte bun sau foarte detaliat, înțelegeți?
Pot să vă zic doar că nu sunteți singuri. Înțelegi? Noi suntem aici. Încercăm să facem glume, să facem un zâmbețel, să vă facem să uităm. Dar n-am cum să vin să iau durerea aia. Dacă aș putea, aș veni, dar nu pot. Înțelegeți? Nu știu ce să vă zic mai mult de atât. Știu că e nasol și știu că doare. Trebuie să trecem cu toții până asta, la un moment dat. Dar asta e. Hai să încercăm să uităm, să ne simțim bine acum. Habar n-am. Fă mewing. Ce e aia viața mea? Ce mă pune să fac? Ești nebun la mewing. Auzi și tu. Dacă mai schimb două litere, mă vezi că pe alte platforme ești nebun la ca fă mewing. Hai că reacționa ceva pe YouTube. Bă, n-aș reacționa la ceva pe YouTube. Aș sta de vorbă un pic cu voi și după aia ne apucăm de joc, că după aia iar mă certați că eu cred că durează mult să terminăm jocul ăla și mie că nu-l terminăm. Aș... Ți-am trimis scriptul pe Discord, Daviduțu, viețile mele, vreți să vedem scriptul lui David de ne pune pe noi actor principal, mâncava și pura voastră. Teo, când o să mai fie un clip din acela vechi, cum te duci cu Alex sau ucesi pe undeva să zici o poveste horror ceva? Viața mea, nu știu dacă o să mai fie clipuri exact cum erau înainte, că nu știu. Bă, de-a lungul timpului mie îmi place să cred că eu evoluez gen în content și schimb chestii și nu mai fac aceleași lucruri exact la fel. Și ce zic? Dar am o idee de clip pe care chiar vreau să-l filmez săptămâna viitoare, care conține lucrul ăsta. Da? Deci e ok. Conține lucrul ăsta. Dar, deci chiar, deci când o să te mai duci așa și să zici o poveste horror. Deci, Dark, crede-mă că o să ții minte chestia asta și o să ai și o surpriză pe vlog. O să vezi. O să vezi despre ce e vorba. Ia stai să fac eu un screenshot aici. Dar de fapt nu, stai, nu fac screenshot aici. Fac o poză. Stați așa un pic să-mi fac și eu pe fotograful un pic. Îmi făceam selfie mie, stați așa, trebuie să dau pe foto aici, așa, gata, gata, bun, all good. Teo, ce sfat îmi dai în legătură cu faptul că vreau să mă apuc și eu de YouTube, îmi place să fac asta. Mă, viețile mele frumoasele, fiți atenți. De obicei, orice ai vrea să te faci, nu vorbim doar de YouTube aici. Orice vis ai avea, orice dorință ai avea, ai văzut că primul lucru intervine frica. De fiecare dată. Bă, dar eu nu sunt îndeajuns de bun, dar dacă mă arată cu degetul ceilalți, dar dacă nu știu ce, dar dacă nu știu ce. Frica aia apare ca să-ți demonstrezi tu ție dacă ai curajul necesar să faci chestia aia și să-ți demonstrezi ție că chiar îți dorești să faci chestia aia. Frica aia nu apare ca să-ți pună piedică sau să-ți zică că nu ești bun. Că nu e adevărat lucrul ăsta, înțelegi? Fiecare dintre noi are anumite calități, anumite defecte, trebuie să ajungem să ne cunoaștem, să le exploatăm și să arătăm lumii practic calitățile noastre. V-am zis asta de N ori și o să vă zic de N ori. Acum, viețile mele, care e faza? Că unii dobândesc practic succesul repede și alții mai încet. Nu e vorba de ce poate sau nu poate o persoană, e vorba că fiecare are timpul lui, gen, fiecare cum poate, înțelegi, cum e sortit, cum ar veni, poate spuneți așa, bă, cel mai important viețile mele, când aveți un vis sau o dorință sau așa, e să nu încetați să mergeți către ea, indiferent că dați de greșeli, că greșiți, că dați peste niște eșecuri sau ceva, important este să mergi înainte, important este să ai încredere în tine că poți să faci lucrul ăla și să ai viziunea respectivă. Și fix despre asta voiam să vă vorbesc un pic. Viața mea, stau de 2 minute și încerc să-ți donez pentru că am un dead by de capul lui și mă uit în frame-uri la live-ul tău pentru că te rezolv, Alex, apreciez maxim, frate. Apreciez mult de tot. Te pup, mă, Alex. Te pup, viața aia. Mamă, stai așa că e cineva supărat rău de tot. Cristiane, ce ai viața mea de ești atât de supărat? Își bagă ceva mic de-al lui în dorințele noastre, auzi și tu. Stai așa, ascunde, viața te lasă să te calmezi un pic și după aia te așteptăm înapoi pe live. Dar acum când ai nervi nu cred că o să înțelegi nimic. Ce e foarte important, veți să ascultați-mă, că aici eu pentru voi zic asta. Când, bă, cu toții avem vise, cu toții avem dorințe, corect? Nu există cineva care nu are un vis sau nu are o dorință sau așa. E foarte important dacă nu știi cum să începi sau nu știi încotro să iei, bă, e foarte important să citești de la niște oameni care au realizat anumite chestii. Și cel mai bun exemplu pe care am început și eu să citesc cartea asta, cel mai bun exemplu e omul ăsta. Știți povestea lui omul ăsta? Arnold Schwarzenegger? E cineva care nu știe de omul ăsta?
Întreb de curiozitate, nu că ar fi trebuit să știți sau nu știu ce. Întreb de curiozitate. Doamne ferește, doamne vă judecă sau ceva. Cine știu că asta o vă zic imediat, stați așa un pic. Că mi s-a ridicat la fileu o idee mișto și vreau să o dezvoltăm un pic. Deci e lume care știe, e lume care nu știe. Deci vezi, omul ăsta, Arnold Schwarzenegger, el în adolescența lui spre zona de adult așa a fost culturist. Și a început ca orice om, ați înțeles? Și a fost culturist, a devenit la un moment dat Mr. Olympia, adică cel mai frumos și cel mai bine realizat culturist, ați înțeles? După care ce a zis? Bă, vreau să mă fac actor. S-a apucat de actorie, a devenit cel mai bine plătit actor, după care a devenit guvernatorul Californiei, gen. Bă, dar chiar eu am fost în California acum. În San Francisco e ăla, în care tare rău de tot. Și, viețe, n-aveți cum să nu ziceți că omul ăsta n-are ceva special. De la oameni de genul ăsta, care realizează atâtea chestii în viața lor, trebuie să înveți ceva. Și trebuie să-i asculți, neapărat, că ai 100% de învățat de la oameni de genul ăsta. Și mi-am luat cartea asta, n-am apucat să citesc foarte mult, sunt la pagina 26, n-am citit mult. Dar tot ce pot să zic este că, credeți-mă pe cuvânt, vă ajută mai mult decât credeți. Niște cărți de genul ăsta, de la niște oameni care chiar au realizat ceva. Și nu numai că o să vă ofere motivația necesară să vă atingeți scopul sau dorințele sau visurile sau așa, dar vă oferă și niște sfaturi utile. Subliniem utile, că sfaturi de toată lumea, inclusiv eu, și poate nu toate sunt utile. Dar oamenii de genul ăsta 100% dau sfaturi utile. Și de asta am vrut să spun lucrul ăsta. Deci vieții mei, și trebuie să aveți în minte că orice e posibil. Credeți-mă pe cuvânt că orice lucru e posibil atâta timp cât poți să ți-l imaginezi. Dacă tu te imaginezi pe scenă cu 1 milion de oameni și chiar simți cu toate celulele tale că poți să faci aia și gen că vrei să faci aia, crede-mă că e posibil. Dar nu o să vină peste noapte, nu stai și mă gândesc, mamă, o să fac aia și nu știu cum e cartea aia secretul și nu știu, nu prea am încredere deloc în ea. Fără acțiune și fără muncă nu îndeplinești visul ăsta, dar trebuie să-l ai în față, trebuie să ai viziunea, trebuie să te comporți ca și cum l-ai realizat deja, asta e bine, dar trebuie să ai punctul ăla, viziunea și să te duci înspre, indiferent că dai de greșeli, indiferent că dai de eșecuri, trebuie să mergi înainte, viețe. Bă, și uite, că tot vorbeam noi, da, bă, n-am mânat că am făcut 700, n-am mai dat seama subscribe acum, da, uite, era cu 600 și început să lumească, de-aia am subscribe, de-aia azi. Dar, Teo, ce oră e în România, că eu sunt în Belgia? 8:25 viața mea e la noi aici. Dă drumul la joc. Bă, frate, am scăpat acum capacul de la apă și mi-am dat seama, bă, nu e așa că vi se întâmplă când purtați niște haine care vă plac vouă mult, le murdăriți instant mâncavași cura voastră. Deci eu mereu când port un tricou sau o bluză care îmi place mult, mănânc și dau pe mine mereu și mă ceartă mereu ce sima, ești nebun la cap. Teo, nu-mi permis să donezi, am vrut să spun că ai aceeași brățară ca și mine. Viața mea, dar nu e obligatoriu să donezi puiul meu, stai liniștit. Cheamă-o pe Cesi, Cesi nu e acasă, e la niște prietene, viețile mele. Teo, eu spionez oameni cu binoclu. Bă, nu e bine, nu e bine, viața mea, bag, aruncă binoclu ăla, ce le faci, doamne? Bă, cum spionez, bă, lumea cu binoclu, adică ce, adică cum, vreau să aud chestia asta, ești nebun la cap? Teo, ai ceva în păr. Viața mea e posibil să fie mătreață. Sunt și eu om ca oricine altcineva, ești nebun la cap. Sunt și eu om care chelește, sunt om care are mătreață, care, na, știi ce zic, mai miroase din când în când, că, na, suntem oameni cu toții, e normal, frate. Teo, unde pot găsi cartea? Pe net, viața mea. Deci cartea se numește Fii Util, 7 reguli de viață, Arnold Schwarzenegger. N-ai cum să nu o găsești la primul click. Uite, ia, la primul search, pardon. Ia, de curiozitate. Fii Util, 7 reguli de viață. Uite, Libris, Lifestyle Publishing, Fii Util. Bă, dacă te chinui un pic, cred că o găsești și PDF, mâncați aici gurata. Vrei să zic pe bune? Deci chiar, deci posibilități există. Nu vă mai căutați scuze. Nu vă mai căutați scuze când vorbim de visurile voastre și de dorințele voastre. Nu te mai la stânga, te rog, că nu te mai văd de la geam. Te pup, mă, mersi, mă, te pup, viața.
Bună, Teo, tocmai trec printr-o despărțire foarte nasoală. Am început să merg la terapie și cred că suntem mulți care trecem prin asta acum. Ne-ai putea da câteva sfaturi? Mă, viața aia, dacă ai zis că te duci la terapie, crede-mă că omul la care te duci la terapie, cred că e mult mai pertinent să dea niște sfaturi decât sunt eu. Gen, știi ce zic? Sistema să transformă mama ta. Ce aveți, mă, sunteți nebun la cap? De unde până unde asta? Bă, eu când treceam pentru o despărțire sau ceva, era normal că e normal să suferi, n-ai ce să faci. Trebuie să treci peste durerea aia, trebuie să-ți dai niște timp ție să treci peste chestia aia, știi? Nu prea ai ce să-i faci și trebuie să ai încredere că găsești pe cineva mai bun și că nu era să fie dacă v-ați despărțit. Și chiar așa e, dacă te despărți de cineva înseamnă că nu a fost să fie. Atâta tot, asta e simplu, dar nu cred că ai ce să faci ca să elimini durerea, trebuie să treci prin ea. Trebuie să treci prin ea, asta e viața, știi? Asta e viața aia, asta e nouă. Bună, Teo, poți spune bună, Bianca, bună, Georgiana, te urmezi de mult timp, te pup și te respect. Vă pup, Bianca și Georgiana, vă pup pe toți, frate, mulțumesc că sunteți aici. Îi dăm cu joaca, bă? Vreți să, că văd aici mesaje de-alea. Ia stai așa, interacționează cu publicul, începe un sondaj. Ce facem, mă, îi dăm? Da, nu, deci vă întreb de joc întreb, da? Mamă, ia! 3 plus 4, în paranteză, după aia 45 ori 3 plus 4. Hai mă, viața aia că e ușor. Vine 7 ori 139, care dă mult. Teo, mai chem YouTuber la ziua ta? Cea mai random întrebare de azi, zice, bun. Joacă-te... Vade Retro Exorcist este un joc horror. Bă, mi-a zis că pe 30 apare Poppy Playtime ăla chapter nou. Eu te-aș vedea 100% psiholog. Eu asta vreau să devin. Vrând să-i susțin pe alții să-i ajut. Bravo, Daria, foarte frumos vis. Mă bucur că mă vedeți psiholog, dar eu nu-mi doresc să fiu asta. Adică, gen, îmi doresc să ajut lume, dar pot să fac prin intermediul a ce fac eu acum. Și asta vreau să fiu. Gen, nu vreau să fiu altceva. Știți ce zic? Îmi place de un coleg, dar am auzit că alții cred că este împreună cu o colegă prietenă destul de bună. Ai vreun sfat? Bă, sfatul meu ar fi să nu te bagi pe la spatele ei, gen, dacă vrei să acționezi sau să faci ceva, ar trebui să-i spui dinainte. Mie nu-mi plac de-astea pe la spate, astea shady. Știți ce zic? Bă, David, bă! David, mâncava gura voastră cu scriptul, stai așa un pic. Păi unde mi l-ai dat, mă, pe... A, uite-l, bă, pe Daviduțu, stai. Salviața mea, asta e o parte din script și acum mi-a dat mare virus, mâncați-ași gura ta și direct are... Mamă, bă, fiți atenți, mâncava gura voastră. Deci fiți atenți, pentru cine nu știe. David este, cum să-i zic eu, este o persoană mai specială de pe chat, pentru că într-una, în orice live, orice donație, orice mesaj, ne întreabă dacă ne jucăm FNAF. Îmi vine să-mi spar gura de fiecare dată când văd. Dar e al nostru, viețile. Îl iubim așa cum e, ai înțeles? Pe Daviduțu. Și el ce a zis? Bă, e visul lui, frate, să facă un script, să facă un serial sau film, e indecis încă, în care eu să fiu personajul principal. Capaș, eu direct forță, ești de bulacat. Și fiți atenți, capaș gura voastră, script. Deci sunteți pregătiți, da? Sunteți pregătiți. După asta veți să intrăm direct în joc, că mie că dacă mai amânăm, nu-l mai terminăm nici în seara asta aici, nebun la cap. Gata, ia. Doi hoți văd pe stradă un om bogat și decid să-l fure. Ia stai să dau și eu un pic de zoom. Așa, altceva acum. Altceva. Îl vezi pe bogătanul ăla? Da, ce-i cu el? Bă, hai să încercăm să ne imaginăm în cavaș gura asta, serialul. Deci tot, imagine. Deci, bă, fii atent, când scriu un script, cred că trebuie să ai în vedere și asta. Dacă ai o viziune, gen, doi hoți văd pe stradă un om bogat, ar trebui să zici, bă, era seară, în oraș, într-un gang, într-un gang, hai că gang, bă, am fost și eu 4 zile în America, numai în engleză, de-asta americană, de-asta vorbesc, iertați-mă, cer scuze. Covaș, mersi mult de tot de donație, bro, ce să fac, sunt bine, pe aici, live cu voi, tu ce faci? Așa, doi hoți văd pe stradă un om bogat și decizi să-l fure, îl vezi pe bogătanul ăla, da, ce-i cu el? Are foarte mulți bani și putem pune mâna pe ei. Bună idee. Ce mai stăm? Hai să-l prindem pe Neghiob. Pe Neghiob. Viața aia. Fii atent. În momentul în care... Că 100%... Eu cred... 100% cred că am pe cineva aici. Din ăștia 3000 de persoane. Care la un moment dat o să scrie un script. La un moment dat o să scrie un script. Îi am. 100%.
sfatul meu personal. Deci nu este un sfat învățat sau un sfat care îți garantează succes, dar este un sfat personal. Nu înțeleg de ce în anumite filme sau seriale românești se folosesc genul ăsta de cuvinte care, real vorbind, nu mai sunt folosite în limbajul ăsta de zi cu zi. De câte ori auzi pe cineva că folosește cuvântul neghiob și nu e la mișto? Ești nebun? Adică încercați să fie cât mai aproape de realitate, cât mai aproape. Imaginează-ți ca și cum ai fi tu cu tovarășul tău care vorbiți. Că nu folosiți niciodată cuvântul neghiob. Niciodată, nu. E cineva pe chat care a folosit vreodată cuvântul neghiob și n-a fost la mișto? Nu cred, ești nebun la cap. De asta zic, trebuie să apelezi, sau chiar dacă ați fi, trebuie să apelezi la limbajul de zi cu zi a marei majorități. Înțelegi? Și cum căcat vrei? Aolo! Băi, Davide, ce ai dat-o direct și cum căcat vrei să-l prindem, faci, zice Y. De ce nu le-ai dat, mă, nume, să fii mai Caterinca? Hai să le dăm noi nume. Dar de fapt nu, că după aia ne dăm de tot. Ia, fii atent. Eu îl întreb dacă are să-mi dea și mie 3 lei să-mi iau o apă că mor de sete și când scoate portofelul, smulgi repede de mână și fugim cu el. Mergem la ascunzătoarea noastră, el o să ne urmărească până acolo, că nu e departe, și când îi... Mergem... Deci, el o să ne și urmărească, ok, până acolo, că nu e departe, și când intră, îi dau cu bâta în cap și îl ținem acolo ca să nu meargă la poliție să ne spună. Încercăm să-l convingem să nu ne denunțe și dacă nu reușim, îl omorâm. Bă, deja este... Deja nu e deloc cum e realitatea aici, nebun la cap. Cine se gândește atât de departe? Păi, ăștia doi care sunt pe stradă, îi fură portul, crezi că o să-i țină ăla minte, gen cum arată și așa? Nu știu, e ciudat. Gândește pozitiv în... Aolo, băi, Davide! În... Rândunica mătii. Și hai să trecem la treabă. Se duce X la bărbat, îl salută și îl întreabă dacă poate să-i dea 3 lei pentru apă, scoate portofelul, așa, fug. A, deci aici se repetă. A, deci chiar așa. Deci chiar așa s-a întâmplat. Ok. I-a dat cu bâta în cap. Hai mă că își revine. Când își revine trebuie să ne asigurăm că nu ne spune nimic. N-am zis asta, dar trebuie să-l convingem cumva să nu spună nimic la poliție. Neghiobu. În timp ce vorbesc, bărbatul se trece și se sperie. Nu te speria, nu-ți facem nimic, vrem doar să vorbim. Vă las banii, dar lăsați-mă să plec, vă rog. Te lăsăm să pleci cu o singură condiție. Nu vei spune la nimeni ce s-a întâmplat. Am înțeles. Ca să avem încredere în tine, trebuie să ne spui cel mai întunecat secret al tău și te lăsăm să pleci. Bă, ești nebun la cap. Nu pot să cred. Și acum ăsta zice... Ma, stai, se gândește bărbatul și începe să le povestească. Acum ceva timp am fost căsătorit cu o femeie foarte frumoasă care lua privirile multor bărbați și eu eram foarte gelos pe asta, că îmi plăceau mie bărbați. Cum era să zic asta? Așa, într-o zi venise mai devreme de la muncă și când să intru în casă văzusem un bărbat care i-o dădea nevestii mele. N-am mai intrat și când a ieșit din casă luasem o piatră din grădină și l-am lovit cu ea în cap până l-am omorât. Ca să scap de corpul lui m-am dus în pădure și l-am mars. Mamă, stai așa, luați popcorn, viețile mele, că e jale. Eu n-am popcorn, că mi-aș fi luat și eu. Stați așa, că e dark romance de ăla, e nebunie mare, rău de tot. Doamne, în ce m-am băgat, doamne, în ce m-am băgat să citesc? Interesantă poveste, deci ești un criminal? Parcă văzusem la știri că un bărbat dispăruse acum ceva timp. X îi spune, poți pleca. Vă mulțumesc mult, promit că nu spun la nimeni. Pleacă bărbatul și hoții se bucură de bani. Ia, un tânăr care locuiește doar cu mama lui, pentru că tatălui a murit, a înjunghiat de o persoană necunoscută acum un an, băiatul de 19 ani încearcă să descopere cine l-a omorât pe tatălui, îl cheamă Tom. Fiți atenți că ăsta, taicăsu, a fost omorât de fapt de ăsta. Bă, fiți atenți că mi-am dat seama de plot din instant. Nu, e doar o presupunere, David. E așa sau nu, mâncați-a jurata, că văd pântine aici, nebun. Așa. Tom se duce afară să se întâlnească cu un prieten foarte bun și singurul de altfel. Când se încalză să iasă afară, mama lui îi spune să ia pâine când se întoarce. Ok. Se întâlnesc la locul lor, unde stau mereu și vorbesc.
Te pup, Teo, vreau să zic, ești youtuberul meu preferat și îmi place că nu ești ca alții un telpiz. Îmi place ca nu ești ca alții un telpiz, dacă te las eu să m-am mai uit pe pereți. Deci îți place că eu nu sunt ca alții un telpiz? Bă, iar e de-aia să mă puneți pe TikTok? Un telpiz. Nu e. Viața, cred că ți-a luat o razna autocorectorul ăla, nu am înțeles exact. Mulțumesc din suflet, apreciez maxim că sunt youtuberul tău preferat și mulțumesc din suflet de mesaj. Dacă te lași să mă mai opăperez, nu mă las viața, aici o să fiu. Aici o să fiu, stai liniște că nu plec nicăieri. Stați așa, continuăm, Tom, da? Tom. Se întâlnesc în locul lor unde stau mereu și vorbesc, da? Ce mai zici, bro, cum stă treaba? Pe prietenul lui îl cheamă Ralph. Deci Tom și cu Ralph. Își iau nume, frate. Deci nu erau X și Y, ai înțeles? Ia. Vrei să plecăm la munte o săptămână? Mergem și cu niște gagici, ne distrăm. Băi, cine e un nebun Ralph ăsta? Nu prea știu ce să zic. N-am bani de munte. Știu nici eu, dar mi-a venit o idee. Hai să ne angajăm să facem bani și să plecăm la munte. Stăm o lună la muncă și aia e. Bine, mă, oricum n-aveam niciun plan luna asta, așa că e bine. Zi, unde vrei să ne angajăm? La un club mișto, unde plătește bine, tatăl unui tovarăș și patronul la club și a zis că poate să ne ajute să ne angajăm și ne plătește bine. Chiar și pe săptămână. Băi, ești nebun la cap. Deci suntem 3200 persoane și avem 2500 de like-uri. Chiar? A, veți să dăm și noi un like acolo să ne strângem și noi, uite aici, 3000. Deci dacă dă acum toată lumea like, să fac 3000 de like-uri. N-are cum. Ești nebun că matematic n-are sens. Ești nebun la cap. Când faci partea a doua la E-Text-ul, viața aia nu prea o să fac partea a doua, că nu prea îi place ce simă jocul. Stai așa. Bă, ce s-a întâmplat? De ce pierde semnalul placa mea de captură? Că îi dau acum. Nu, gat. Continuăm. Lui Tommy s-a părut puțin ciudat, dar n-a spus nimic. Tom zice, sună bine, păi hai să mergem. S-au dus amândoi la club și prima dată când îl vede pe patronul pe Tom, se miră și se uită ciudat la el. Tom e ăsta cu taicăsul, nu? Da. Ok. Tom a observat asta, dar n-a băgat de seamă. I-a angajat. În prima zi de muncă, patronul a trimis pe Tom să ia din birou cheia pentru debara. Se duce, Tom caută cheia peste tot și din greșeală dă de un document cu numele tatălui lui, care murise, gen, fusese înjunghiat, da? Ne amintim viețile mele, ne amintim. Iancu Alexandrescu. Vai, Doamne, cum ți-au venit numele astea, mă, mâncați? Se uită prin el și descoperă că patronul l-a ucis pe tatăl său, frate. Dintr-o dată intră patronul pe ușa biroului. Ce faci acolo, mă, cauți pe însertare, îi spune patronul. Tom, tu mi-ai omorât tatăl. Ăsta îi spune, a fost un accident. Tom îi spune, l-ai înjunghiat accidental pe tata, fără să vrei, sigur. Băi, mucosule, nu trebuie să-ți dai eu ție explicații. Și după aia clasicul, o să plătești pentru asta. Ok, prima donată este foarte fericită, de foarte fericită să simt tot ceea ce fac. Mulțumesc din suflet, apreciez maxim. Hai, Vere, dă-i cu joaca. Stai, băi, Ștefane, că trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu Tom. Nu vezi în Doamne, iartă-mă, că trebuie să plătească patronul, că l-a omorât pe tasul lui Tom? Ce, Doamne, iartă-mă? Am făcut 3000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet, frate, apreciez maxim. Stai așa, nu ne grăbim nicăieri. Stai așa. Nu, frate, nu pot. Mersi de donație, Alex, te pup. Ia. Patronul se enervează și îl trântește pe Tom de perete. Bă, băiatule, dacă nu-ți bagi mințile în cap, nu o să-ți fie bine. Tom se uită furios la el și nu zice nimic și lasă să plece. Când pleacă, trage cu urechea la ușă și l-aude pe patron vorbind la telefon cu cineva. Patronul spune la telefon, a venit băiatul lui Alexandrescu la mine să se angajeze. Ăla de la telefon, păi și s-a prins că ai fost tu ăla care l-a omorât pe taicăsu. Patronul zice, m-a căutat pe însertare și a găsit dosarul ăla. Dar cine, Doamne, iartă, mă ține însertar un dosar cu un nume al unui om pe care l-a omorât? Ce, Doamne, iartă, mă vrea să se incrimineze singur? Stați așa, continuăm povestea nebună. Stați așa un pic, mamă, ești nebun la cap. Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă? Stați așa, ia. Ăla de la telefon, ai cam pus-o. Patronul, voiam să te rog să-l urmărești să vezi ce face, ce sucește, ce belește. What? Ăla de la telefon, am înțeles, domnul șef. Mamă, e și domnul și șef. Tom aude și pleacă imediat de acolo. Când dă să iasă din clădire, Ralph îl întreabă de ce pleacă. De ce plec, bro? Nu, mă, de ce pleci? Începem de acum.
nu încep nimic, plec. Ce ai, frate? Tocmai ce am aflat că nenorocitul de patron l-a omorât pe tata. Nu te cred. Nu se poate. Ba se poate. Și m-a și trântit de perete. Hai să sunăm la poliție. Și ce le spui, mă? Că l-a omorât pe tata, avem dovezi? Ai dreptate, da. Și după ce am ieșit în birou, l-am auzit că a sunat pe cineva și i-a spus să mă urmărească. Trebuie să ai grijă, păi îți dai seama că nu mai lucrez nici eu. Hai că eu plec acasă. Eu trebuie să cumpăr ceva de la magazin, că m-a rugat mama. Stai, mă, că și pe mine m-a rugat. Și a adus aici că trebuie să ia pâine. Așa, hai că vin cu tine. Se duc la magazin, iau ce le trebuie și drumurile lor se despart. Bă, încă mai citești, da, mă, viața, stai că mai avem un pic, mai avem un pic. Pe drum vede doi indivizi care aleargă spre el, se sperie și fuge cât de tare poate, dar nu acasă. Până la urmă îl prind, se iau la bătaie, aveau ambii cagulă. Îi dă un pumn în fața lui Tom și îi dă și el înapoi și mai tare. Cade primul, al doilea scoate un briceag, Tom îi dă un picior peste mână și îi cade briceagul și-l aruncă în canal, ia o creangă și le dă la amândoi în cap și după fuge. Îl ajunge din nou unul din urmă și îl dă pe jos, îi dă un pumn, lângă Tom era un pahar din sticlă, îl sparge în cap și se pune Tom pe el și ia la pumn până amețește. Tom reușește în sfârșit să ajungă acasă cu pâinea și învinețit. Un final de excepție. Ajunge înapoi după ce s-a bătut cu ăștia doi până la moarte, pâinea e intactă. Ajunge cu... Că bă, știți cum e. Oricât te-ar alerga și te-ar bate, tot dă mai că ta-ți e cel mai tare frică. Ești nebun, te pune să iei pâine, indiferent ce se întâmplă, ești nebun la cap. Bună din nou, aș fi foarte recunoscătoare dacă ai putea vorbi despre relația ta cu Dumnezeu. Cum a fost în care l-ai cunoscut, cum ți-ai crescut credința în el? Viața mea, să știi că credința mea în Dumnezeu, gen, eu eram foarte credincios când eram mic. Țineam și posturi și tot ce trebuia. După aia, la un moment dat, am început să citesc toate comentariile astea de pe net. Tot felul de teorii, tot felul de... M-am afundat în spiritualitate și am zis că Dumnezeu cumva nu există și că există cumva universul și e ghidat după niște energii, după care am întâlnit un om, omul despre care tot v-am vorbit și despre care tot vă zic că vreau să-l aduc la un podcast să vorbească și voi și să vă dea niște sfaturi la întrebările pe care mi le tot puneți și întrebările care se tot repetă și simt că nu am răspuns eu îndeajuns de bine și îndeajuns de pe larg și așa mai departe. Și o să fac asta. Și l-am întâlnit pe omul ăla și el cumva mi-a plantat credința asta cât de bine se poate. Și relația cu Dumnezeu am dezvoltat-o abia după, înțelegi? Deci e posibil după ce l-aduc, poate să mai planteze și niște semințe și pe la voi, care să vă ajute, bineînțeles, că nu plantăm altfel de semințe, știți ce zic? Cam asta e povestea, Mihaela. Mersi că m-ai întrebat și te pup și îți mulțumesc de donație. Astea fiind spuse, viețene, ca să nu mă înjurați în continuare, haide să ne jucăm și să încercăm să terminăm și noi clipul. Stai așa, nu înainte de felicitări, Davide, I am proud, frate. Așa, să-i dăm un mesaj aici lui David, că s-a chinuit la script, ești nebun la cap. Așa, cum să-și numea jocul, bă, că am uitat. Deci când ne-am jucat ăsta acum 2 săptămâni, ceva de genul, nu? Hai cu jocul că se răcește mâncarea, gata, viața mea, i-am dat direct, stai așa un pic că nu mai știu cum se numea jocul, caut acum. Deci, jocul se numea, bă, vă place poza mea cu Rivendell? Ia vedeți mâncava și gura voastră, Rivendell! Cum se numea pe jocul? Nu mai știe nimeni cum se numea jocul, nu? Stai așa că îl găsim. Dar nu... Graveyard Shift ăsta e ăla de l-am terminat. The Final cu F parcă era. Nu era, bă, cu F. Vinerea am olimpiada la mate, mi-ai putea ura un succes, am emoții. Lele, am încredere în tine, viața mea, că o să iei cea mai mare notă de acolo. Du-te cu încredere că o să faci bine. Noi avem viețe de încredere în Lele. Bă, nu găsesc ăla. Cum, Doamne iartă-mă, să numea? Nu Little Company, mă, știe cineva cum se numea live-ul ăla? Nu Night Security. Mă dor degetele la cât am spanat. Viața mea, păi nu... Da, stai, mă. Liviu IT. Păi lasă-mi Instagram-ul, Liviule. Trebuie să-mi lași Instagram-ul ca să-l am acolo.
Super normal, ăsta, ăsta, gata, 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 l-am găsit. Deci, viețile mele, pentru cine n-a fost pe live-ul ăsta, că noi, practic, ne-a... Deci, fiți atenți, vă zic toată povestea, da? Deci, acum două live-uri am descoperit un joc. E gen Phasmophobia, doar că este single player, are o poveste mult mai amplă și noi trebuie să vorbim cu spiritul ăsta și să deslușim o crimă care a avut loc. De fapt, nu. Aflăm noi, de fapt, că e crimă. Noi suntem un detectiv care am fost angajat de tatăl unei fete care a fost dată dispărută. Ați înțeles? Și nu o găsește pe nicăieri. Noi am ajuns acum la fața locului, gen în casa ei, și trebuie să căutăm tot felul de indicii. Indicii pe care am găsit câteva, mă rog. Și timp în care, cât căutam noi indiciile respective, au început să se întâmple tot felul de nebunii în cabașcura voastră. A început să apară o femeie care face dale așa, dă nealeargă, se luăm jumpscare-uri, se sting lumini, se pornesc televizoare, se nu știu ce. Și noi am rămas practic într-un punct de acolo și noi trebuie... Am rămas în punctul în care ăsta de neangajat ne-a zis că a uitat să ne zică ceva crucial pentru... caz, și anume că are camere video în casă și noi ne uităm pe camerele alea de supraveghere și pe camerele alea gen o vedem pe asta, cum face, ce face, cum așa, o să mor, e clar, viețe, suntem împreună, nu ne e frică. Vreți să facem, dacă mă sperii, donez un membru? Vreți să nimerim, să numărăm? Să nimerim în loc să numărăm. Bravo, Teo, ai vorbit extraordinar. Astea fiind spuse, viețile mele, hai să înceapă joaca aici, nebun la cap. Deci dăm aici continue. Before you start, ensure that the microphone is properly... Da, mă, viața mea, e conectat. Stai să-mi pun căștile, că să mă sperii și eu ca lumea, știți ce zic? Stai să pun astea aici. Dăm așa. Iar rămâi fără portofel. Aha. N-are, mă, nimic. 10 membri dacă te sperii. Da, viața mea. 100 de membri dacă mă sperii. Ești nebun la cap. Stai așa. Imediat. Două secunde, viețile mele. Gata. Teo, când joci Visage? Bă, nu știu, trebuie să jucăm și ăla, că n-am apucat să-l terminăm. Da, mă, da, așa, begin experience. Așa, am dat continue. Da, așa. Bă. M-a dat de unde am salvat, nu? Are you here? Ia stai așa un pic. Da, mă, da. Press and hold the interaction button. Stai așa un pic, deci night vision. Nei, ăsta suntem noi. Uite-o pe asta. Da, aici am rămas. Deci o vedem pe asta aici. Liviu, am notat după stream, bine? Te rog, salut pe băieții din Poiana Morului. Vă salut, băieții din Poiana Morului. Vă pup, frate. Filip, mersi mult de tot de donație. Ia să vedem. Așa, dăm exit și trebuie să mergem peste ea acolo. Mamă, știți care e faza? Că am zis că țin minte jumpscare-urile. Dar de fapt, vă dați seama că nu le-am ținut minte, ești nebun la cap. Și acum nu știu exact care e faza. Da, știu că stinsesem luminile. Asta știu sigur. Bă, e sunetul ok, e totul în regulă, da? Deci uite aici era asta. Dar nu mai e. Hai să stingem luminile. Așa trebuia. Are you here? Stai, are you here? Stai să vedem ce trebuia să întrebăm. Resume, brightness, voice recognition. Is anyone here? Is anyone here? Are you friendly? Stai așa. Can you help me?
Nu e, mă, dacă n-a răspuns la business anyone here, nu mai are rost, stai așa un pic, deci am fost aici. Stai că mi-a luat gen, acum se mișcă singur, stai așa. Mai încet sunetul imediat, stai așa. Gata, mă, deci asta se întâmplase atunci, a? Mănâncă asta, ciorbă, nu știu ce mănâncă. După aia se întoarce, ne face nouă ceva aici, ai viața că nu mă sperii, așa, stă pe aici, nu mă sperii că știu jump scare-ul ăsta, vă dați seama, dacă... Bă, nu pot să-l sun acum pe Bacovia, nu-l deranjez. Îți dai seama, lasă-i tu un mesaj pe Instagram acolo. Voice recognition has been unlocked. Deci gata, mă. De acum nu putem noi să vorbim. Ia stai. Are you here? Where are you? Hello, viața. A zis mama că dacă nu o salut, trimite fantome la tine și poate simți ceva pe umărul ăla cu tatuaj, dacă mai ții minte. Vă salut, vă pup, mă bucur că sunteți aici. Te pup, Bianca, și vă pup, doamna mama lui Bianca. Are you here? Are you here? Ah, plânge asta, bă. Deci asta nu se deschide aici. Pot să sting asta. Sunt și eu un pic sinucigaș că sting. Mamă, e mai aproape sunetul ăla, bă. Stai așa un pic. Where are you? Go away. Da, ați văzut că nu, gen, în anumite circumstanțe, gen, mă lasă să folosesc doar niște vorbe, gen. Ia stai să sting eu luminile pe aici, că țin minte că mă pusese să sting luminile, frate. Deci nu le sting de nebun. Dar doar că aici nu mi-a mai zis nimic. Așa. Bun. Aici am stins, la baie mai trebuie. Dar la baie unde e, mă? A, uite. Așa. Aici. Mama. Și acum ar trebui aici. Can you help me? Aia n-am știut nici data trecută cum s-o sting, o lăsăm așa că n-am ce să-i fac. Așa, și aici cum sting o lumina? A, uite aici. Așa, mamă, e prea întuneric acum. Doamne, zici că sunt masochist, ești nebun la cap. Da, na, așa mi-a zis. Bun, stai așa un pic. Acum dacă intrăm pe camerele astea video, mai arată ceva? Deci am fost în camera aia, nu s-a întâmplat nimic, da? Pornim ăsta. Aici văd că nu e nimic. Salut, viața mea, de când am dat noroc la Neversin 2021, nu m-am mai spălat pe dinți. Pe mâini. Citisem, bă, frate. Citisem de când am dat salut, nu m-am mai spălat pe dinți și n-avea niciun sens. Deci nu s-a mai spălat voi. Am o viața aia, e o mână de om, sunt un om normal ca și tine, puiul meu. Spală-te, Doamne, iartă-mă, pămâni, despre ce vorbim, te pup, Claudiu, apreciez, frate. Mersi mult de tot, de donație, apreciez că ești aici. Deci, you find email, ok. Bă, știți ce cred eu? Deci, avem aici un login. Trebuie să aflăm, cumva, username-ul și parola. Ca să accesăm email-ul și cred că acolo găsim o dovadă sau ceva. Și ne terminăm case-ul. Dar faza e că... Eu nu știu unde vorbesc cu asta, mă duc aici să o întreb, că acum mi s-a activat voice recognition ăsta și practic nu l-am folosit deloc. Dar hai să vedem, Doamne ajută. Ia, avem aici, deci, are you friendly? Ia, are you friendly? Stai așa, are you here? No? Where are you? Dar nu merge nimic, bă. Este așa, hai să mergem sus, poate merge. Deci când merge, când mi se ia o comandă, apare în zona asta, jos mijloc. Are you here? Show yourself.
Bă, oare nu pronunț eu bine? Oare nu merge microfonul? Ce doamne iartă, mă? Data trecută ai găsit Mark. Da, corect, corect. Dar nu mai știu ce am făcut, mă, crezi? Mă duc înapoi aici și o întreb dacă e aici. Că parcă ajunsesem aici și întrebasem ceva și mi-a răspuns. Are you here? Are you here? Where are you? Uite, a mers, vezi? Mamă, ce e asta? Stai așa. Deci când e răspunsul da, face așa. Și când e no? Are you here? Can you help me? Can you help me? Nu. Show yourself. Nu merge. What happened? Da. Uite și acum... Acum s-a pornit televizorul. Și pe televizor data trecută scria murder. Adică practic ne zice că a avut loc o crimă, știi? Nu știu încă dacă e fantoma lui asta care e dispărută sau este fantoma care a omorât-o practic pe asta de o căutăm, știi? My fault, uite. Deci my fault. Where are you? I-am zis go away, auzi. Păi nu go away, bă. A zis cred că no. Are you friendly? Can you help me? Can you help me? Bă, da, când îi dădeam can you help me, asta așa. Ah, bă, stai, mi-a zis. Mi-a zis no, cred. What do you want? Revenge vrea, uite, vezi, trebuie să comunic cu ea. Bă, ce se întâmplă? Deci vrea răzbunare asta, am înțeles. Revenge pe ce? Ia stai așa, deci what do you want? What happened? Nu, nu merge. Asta e, nu mă lasă să zic nimic momentan. Bă, dar eu stau în gardă, că simt că în orice moment poate să se întâmple ceva, gen, știi? Doamne, doamne, cum venea! Mamă, mi s-a zbârlit toată pielea pe mine, bă, ați văzut cum venea? Deci pe lângă că zici că era aia din Dragon Ball Z, venea repede măcația și mergea așa și a pleacă în doamne, iartă-mă, doamne. Bă, voi ați văzut-o? Mamă, stați că mă duc să-mi iau un șervețel, doamne, îmi curge și nasul, doamne, iartă-mă ce m-a speriat asta. Și cum era asta că m-am speriat? Cum era să ies pe hol aici să o văd cum vine spre mine? Eu nu pot să mă duc, mi-e frică. Păi mie, cum mai ies eu din camera asta, mă, acum mi-e frică să mă să-mi iau șervețele. Mă duc repede, mă duc repede, dar alerg. Am luat osulul, n-am mai stat să rup, am luat osulul. Am luat osulul, viețile mele. Mamă, mâncați. Bă, mi-a căzut ceva pe aici, dă-te. Bă! Am dat cu piciorul în pungă, aia a căzut. Vai, doamne, Dumnezeule. Bă, m-am speriat prea rău, nu e ok. Deja, abia am început jocul, ești nebun la cap? Vai, doamne. Ia stai să răspund la ce este ceva. Hai, doamne, pauză un pic, vă rog, că nu mai pot. Mamă, mamă. Ai pierdut o mare speriut, m-am speriat rău de tot. La primul jumpscare m-am speriat. Deci ține minte un membru, da? Ține minte un membru, stai așa un pic. Back. Resume. Bă, a plecat asta? Să o mai întrebăm ceva? Voice recognition, ia, avem așa. Can you see me?
Mi-a zis că da, poate să mă vadă. Are you here? Fuh, ce-o mai întrebă? Show yourself! Go away! A zis că nu vrea, perfect. Intrăm pe camere înapoi. Vai, doamne, ce mi s-a zbârlit toată pielea pe mine. Nu se poate așa ceva până ce am trecut. Dar ce mai trebuie să fac acum? Că i-am pus întrebări, i-am pus toate alea, gen nu știu ce să mai fac, mă duc să mai inspectez, oare? Puh. Where are you? Unde-i asta, mă? Unde-a spart? Aici s-a auzit, nu? Bă, aici s-a auzit, nu? Are you here? Can you help me? Mamă, mamă. Era spartă dinainte, de-aia... De-aia v-am întrebat, gen... Palm, te pup, viața mea, ce faci? Dacă nu te-am mai văzut după aceea. Gură de miel. Fai de capul meu. Mergem, mai mergem o dată sus, mă? Are you here? Ia stai, where are you? Nu mai merge, bă, cât s-o întreb. S-a plictisit și aici, nebun la cap, de câte ori s-o întreb. Where is email? Vreau și eu email. Opa. Oh, do something. Uule. Mamă. Deci a spart ceva. Uite mă, s-aude că plânge. Mă, de unde se aude că plânge? Că nu-mi dau seama, se aude din toate... Se aude din toate părțile, efectiv. Este așa. Are you friendly? Aici e, mă. Aici e, efectiv, aici e. Dar nu știu ce să... Mam. Ok. Acum ar trebui. Acum ar doi membri, da. Acum ar trebui să avem ceva pe camerele alea, nu? Mă gândesc. Ok, night vision. Aici nimic. No. Deci nu s-a... bă, eu mă gândesc că o să avem indicii pe pereți, gen, o să scrie cu sânge, gen... Cum a scris atunci, a scris parcă Mark, nu? Aveam Mark atunci, dar nu știu ce am făcut, bă, frate, vă jur. La cum a început, cred că ajunge la 100 de membri, pe bune. Pe bune, mânca vașcura voastră. Stai așa un pic. De ce... De ce-mi văd microfonul în dreapta? De ce am văzut microfonul în dreapta? Are you here? Where are you? Doamne, băi! Bă, ce joc e asta? Can you help me? Ajută-mă și pe mine că nu găsesc parola de la mail.
Is anyone here? Hai că is any... Ce doamne artă, eu întreb dacă is anyone here. Where are you? Is anyone here? Ia vezi. Ia uite-o. Dar mergi pe shift, viața mea, te joci CS, aleargă-mi, doamne, iartă-mă, și tu cât să stau după tine? Și mai spală-te-n, doamne, iartă-mă, pe tălpi. Mamă, dar curge, ești nebun la cap, dar... Bă, dar unde se duce? Stai așa. Vrea să sting lumina, cred, bă. Sau o stinge ea. Aha, ok. Gata, șefa mea. Deci fii atentă cum vrei tu, eu așa fac, că eu n-am pretenții. Bă, bă, bă. Gata, acum cred că ar trebui să avem un indiciu acolo, zic eu. Ce mi-a scris Chessy pe live? Bebe, am nevoie de codul pe care l-ai primit. Stai așa, iubirea mea. Ce mi-ai mai cumpărat, mă, pe PlayStation acolo? A, nu tu, era de la Recurring. Dar vezi că n-am primit nimic, iubire. Nu am primit nimic. Ia, stai așa. Ba da, am primit acum, stai. Stai așa. Așa. Gata. Gata, vețe. Ne uităm pe astea, stai așa un pic. Night Vision. Ia, deci nu aici, nu aici, aici nu. Uite! Deci 1, MA. Și cum găsisem 2 data trecută, mă, cu RK? Deci ar trebui RK, gen, știi? Că știm de data trecută. Și ăla să fie userul. Deci am găsit MA, da? Ok. Hello, my girl. Bă. De ce? Bă, faza e că mereu când îmi apare un microfon în dreapta, urmează un jumpscare. Și nu-mi place. Are you here? Where are you? Ah. Am auzit pași! Mi-e frică să mă întorc, vă jur că mi-e frică rău să mă întorc, dar mă întorc. Mă. Ok. Where are you? Cred că e sus acum, bă. Trebuie să mergem sus acum. Stai așa. Hei, hei,
Uite-o! Vine din ploaie! E femeia ploii! Ce faci viața, bă? Ia! Deci de aici a venit viața mea. E udă! E udă la propriul bătire. Nu, stă. Aoleu. Stați așa un pic. 2, 8, 3. Așa. Păi și ce fac, mă? Where are you? Are you here? S-a pornit iar televizorul. Și sting lumina aici. Ca să fie. Și cobor că s-a aprins televizorul. Trebuie să vedem ce a scris asta pe televizor. Cred. What happened? Murder. Păi stai, mă, asta e, îmi răspunde. Bă, stai, mă, nu, cred că trebuia să fac ceva acolo, dar trebuia să se activeze ceva acolo, mă gândesc. Ia stai. Ne mai uităm o dată pe camerele astea, că toți suntem aici jos. Ia. Uite-o, bă. Dă cu capul de ăla. Dar ce ai viața mea de dai cu capul de la ai picat bacul? Stai că merge. Aici, bă, viețile mele. Aici am rămas live-ul trecut, corect? E corect că aici am rămas live-ul trecut? Mamă, stai așa că dă ca lumea, mâncați-o și gura ta. Trebuie să ne sparge capul singur, ești nebun la cap, trebuie să mergem după ea. Sora mea, nu are rost să te lovești singură. Ia. Aolo. A. Sting lumina și cred că gata. Să stinge lumina și la mine în suflet. Sau nu? Acum coborâm și avem cred că R-capa, mă. Și aici am rămas. Du-te repede, du-te repede, nu te uita stânga-dreapta. Nu uita stânga-dreapta. Mergem la laptop. Nu te uita stânga-dreapta, da? Hai! Haide, aia zic. Gata. Ia. Uite, mă, R-capa. Deci, Mark avem. Aici am rămas, parcă, corect? Aici am rămas, cred, mă. Și acum nu mai știm niciun jumpscare, mâncava-și gura voastră. Nimic nu mai știm. Nimic nu mai știm. Eu râd, dar mine să plâng în capă și cu voastră, așa. Mai avem ceva de pe aici? Nu. Deci acum, având în vedere că nu mai avem nimic, ia stai așa să scriu eu. Deci avem aici Mark. Ieșim. Închidem ăsta. Și hai să ne mai plimbăm în casă să vedem ce se mai întâmplă. Where are you? Are you here? Can you help me? Nu e nimic aici. Where are you? Where are you? E aici în bucătărie. Ești în dulap, mă? Nu merge să deschid. Can you help me? Nimic. Can you see me? What do you want a response? Are you friendly? Ah. Ok, what do you want? Ah. Ah, bă, uite, îmi dă altceva acum, rescue. Deci acum îmi dă că ea vrea rescue.
Nu mai vrea revenge. Păi și cum îți dau eu rescue, mă, viața mea, mă, ce să-ți fac eu? Do something! Go away! Show yourself! Hai până sus. Deci aici a fost. Aha, aha, aha. Eee, stai. Grijă. Uite-o. Uite-o pe nenorocit. Dansează, băi. Te fa... Să te fac un vals. 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 Ca și când ne-am oprit, dar mereu ne vom întâlni. Cred că nu mai fac nicio piesă, că auzi cum când mâncați, a venit direct cu dreapta. Păi bun, m-ai speriat viața aia, dar un indiciu mi-ai dat și mie? Mam. Deci a venit spre mine, da? Where are you? Oh, i-a zis go away. A zis că nu. Aoleo, doamne, băi, eu când mă sperii mă doare burta, mâncați, și cred că mi-ncordez toate astea de pe aici. Vai, doamne. Are you here? Where are you? Jos e mă asta, da. Ok, bă, teoretic. Oh, oh, oh. E lumina prinsă acolo, aici e indiciu. Aici e indiciu. Da, 100% cred că ajunge la 100 de membri. Cred că ajunge la 100 de membri. A, este. În cazul în care vedeți clipul ăsta pe canalul de gaming, când ne speriem dăm un membru și da, în caz că nu știți faza cu membrii. Păi și stai așa, mă. Nu sting acum lumina, că poate se întâmplă ceva. Mă uite, la baie cred că se întâmplă ceva. Și mi-arată asta că trebuie să sting lumina, știi ce zic? Și eu după ce o sting avem indiciu, ia. Sunt în baie, da? Nu sunt pe nimic nici în baie. Să plimba asta pe aici, casual, e așa. Where are you? Vă zic că... What happened? Cruel act, îmi zice. Și după aia... What do you want? What do you want? A, nu, aici nu e cu... Stai așa, sunt tu aici. Nimica. What do you want? Acum vrea help asta. Dar eu nu te ajut, mă, viața mea. Vino că te iau și în brațe dacă e nevoie. Doar nu mă mai speria ca ultima nebună care ești. Bă, lumina asta cred că e pe senzor, e pe touchscreen ceva, că n-am găsit nici live-ul trecut, gen cum să sting, nu știu nici acum. Ok, hai să ne mai uităm pe cameră un pic. Doamne, Dumnezeule mare. O sâmbătă seară corectă, aș putea spune. Bun, deci aici nu s-a întâmplat nimic. Aici nimic. Aici nimic. Aici avem indiciul ăla. Aici așa. E, uite. A, nu, e mă ăla. Deci e mă a și avem R-K-a. Și ăla e find your email. You find email. Da, deci pe camere momentan nu ni se arată nimic. Pe camere putem să căutăm doar indiciile alea. Dar aici jur că nu știu ce să mai fac, bă.
Salut, viața, te-am văzut că ești la lucru, dar am văzut mesajul și am văzut mesajul de pe grup că nu mai am baterie și am vrut să-ți scriu. Și am văzut mesajul că nu ai mai răspuns și m-am luat și cu o treabă de la o fată de acolo, de la mine, din oraș care. Popica Ferăstrău, ce ai, viața mea? Ce ai luat? Show yourself. Show yourself. Are you friendly? Where are you? Bă, frate, asta e într-una aici, dar ce pot să-i fac eu de aici? Că nu văd nimica. Cred că trebuie să mergem iar sus, mă. Aici nu se întâmplă nimica, efectiv. Hai, ne mai întoarcem. Știi cum e? Ne plimbăm. Ba sus, ba jos. Vai, Doamne. În camera asta cred că se întâmplă ceva acum. Are you here? Nu, deci aici nu e nimic. Dar aici, dacă mă duc înapoi, unde m-a speriat asta. Nu, nimic. Jos acolo, bă, unde se aprinsese lumina. Trebuie să fac ceva, dar nu înțeleg ce. Is anyone here? Trebuie să zici is anyone here. Ok. Aprind și lumina înapoi, ca să nu zic asta că i-am stins-o dinainte. Și ce zic? Să nu se simtă că suntem mai deștepți decât ea. Is anyone here? Is anyone here? Da, a zis că da. Can you help me? Can you help me? Trebuie să mai întreb ceva, bă? Go away, ia. A zis no. Și cam asta e. Trebuie să fac ceva aici, dar nu-mi dau seama ce. Oare să mă ascund aici? Nu. Ouija, bă. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Nu știu ce trebuie să fac, vă jur că nu mai înțeleg nimic, ești nebun la cap, ne uităm pe net. Deci am fost sus, am fost jos. Am fost în fiecare loc, nu numai că am fost sus și am fost jos. Am pus, cred că, toate întrebările. Jocul se numește Super Normal. Ia, uite că mi-a apărut monitorul ăla. Se întâmplă ceva acum, cred. Uite. Uite, se întâmplă, uite, vedeți? Trebuie să mă duc aici să sting lumina. Deci nu trebuia să sting lumina și trebuia să intru pe camere. Mereu se aprinde o lumină, am observat, iar după care o stingem și ni se dă un indiciu. Ah! Uite-o, uite-o! Vedeți că nu m-am speriat acum, fără nicio caterincă. Așa, am stins lumina și acum avem un indiciu iar. Oh,
Oh, nu mai plânge că eu să l-a speriat, nu tu. Tot ea plânge, mă. Tot ea plânge. Ia. Uite, 2009. Deci mark 2009, mă. The fourth paranormal clue to the email was found. Gata, bă. Deci asta a fost. Deci aici noi n-am ajuns live-ul trecut. Deci gata, suntem bine. Suntem direct pe next. Așa, altceva noi mai găsim aici? Nu. Deci gata, acum avem aici Mark 2009 ar trebui. Și sincer, Mark 2009 mie îmi sună ca un username. Mi-a zis look behind. Nu vreau. Vițe, mi-a zis look behind. Hai să mă uit în spate. Dar eu nu vreau să mă uit în spate. Vițe, voi vreți să ne uităm în spate? Oh, alo, look behind, ne-a zis. E pe Steam, da. Mă uit, mă, ce mă sperie pe mine asta. Aaaa! Bă, dar s-a dus direct jos. Ce a făcut asta? De ce m-a mușcat? Mă, nu ți-e rușine, suntem pe live aici. Unde mă muști? Uite-o pe asta, bă, ce face, nu ține cont de nimic. Of, mult mă mai iubești. I-am cântat odată, am cucerit-o, ați văzut? Dacă îi mai cânt odată vals, s-a terminat. Mă cere de bărbat, mânca v-aș cura voastră. S-a terminat. Stai așa. Hey! Oh, că am glumit. Where are you? You look lonely, îmi zice mie. Bă, asta se dă la mine, mânca v-aș cura voastră. Asta se dă la mine. Eu de câte ori să vă mai zic să mă credeți. Se dă la mine. Mi-a zis, pare că am singur. Și mi-o și imaginez cum s-a pus așa. Parcă am singur, mâncați-și. Așa, s-a și pus așa. Ce, Doamne, iartă-mă, vrea asta de la mine, băi, frate? Deci, acum am întrebat what happened și... Ia, what do you want? Și aici zice you, fii atent. Dacă mi-aude întrebarea. What do you want? Something disgusting. Știi cum e, nu prea e disgusting. Stâmpiro. Stai așa, night vision. Ia-i dăm aici. Bun, aici. Sus nimica. Bă, momentan. Now find password. Uite, deci am avut dreptate. Deci Mark 2009 e username. Acum trebuie să găsim ăsta. E șeful meu. Nu zicem în viața aia, nu fim așa. Știi ce zic? Nu pe d-alea. Vezi, să facem noi 4000 de like-uri, avem 3900. Ia, deci find pa. Uite, uite, flicăre la baie. Flicăre la baie, lumina, lumina, lumina la baie, lumina la baie. I'm coming, sugar baby. I'm coming. Bă, voi zi da prostii. Mi-a zis că mă duc la ea acolo. Are you here? Mamă, stai așa, viețe. Iar mă sperie tâmpita asta. Found a clue for password in the bathroom. Unde, bă? A, uite, bă, unul e S. S. Avem primul de ăsta. Culmea, dacă jocul ăsta era horror, o seară prea perfectă când Teo e live. N-am înțeles, Alex, dar îți mulțumesc destul de donații și de mesaj. Dar n-am înțeles exact la ce te referi. Deci avem primul clue, bă. Păi, bun, stai să sting lumina acum. Așa. A, se întâmplă ceva. Ha! Bă, de câte ori m-am speriat, mă, de când am început, că nu, n-am mai ținut, eu n-am mai ținut numărătoarea, ați ținut-o voi? Lumina prinsă aici. Aolo, a spart asta. Vezi aia, dar nu te supăra? Nu te supăra? Where are you? E aici. Are you friendly? Do you want... ce... Show yourself. Justice vrea asta. O, te vezi în Justice League, nebuno tu. Stai așa un pic. Are you friendly? Is anyone here? Do something.
Uite, de aici sting asta. Dar stai, momentan nu trebuie să o sting. Nu trebuie să o sting momentan. Show yourself. Show yourself. Ce-i în spate? Bă, terminați cu astea. Te pup, Andrei, mersi de donație, dar terminați cu astea, că mor aici. Ia, cred că acum s-a aprins lumina aici în sufragerie, dar fii atent, mâncați aici gura ta, că eu intru acum pe camerele astea de supraveghere și văd eu ceva lângă mine. E, nici chiar. Uite, uite, în bucătărie. În bucătărie face și acum. Uite, vezi? Ma, haide, hai în bucătărie viața mea. Let's go. Look behind you, mă uit și nu mă mai sperii. Vreți să vă arăt că mă uit și nu mă sperii? Vreți să vă arăt că mă uit și nu mă sperii? V-am zis? Acum nu se pune că n-a fost jumpscare. Deci primul e S. După aia avem pe 5T. Uite-o, 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 uite-o cum merge. Cum faci viața mea, ești circară de-aia? Bă, mergea pe, cu spa, pe, bă, what? Stai așa, deci ea mergea pe spate, dar în patru labe, dar pe spate. Da, viața mea, tu ești circul globus. Ești nebun la cap, Sœur de Soleil ăla, ești nebun. S-a termination. Te pop, ha! Mamă, m-a speriat rău acum, că chiar nu mă așteptam la un sunet ăsta așa puternic. Can you see me? Bă, deci S e primul, la final e T. Cred că e alcătuit din 5 litere, da? Ce poate să fie de 5 litere? De 5 litere începe cu S și se termină T. Sărut. Vrea să mă să... Bă, stai, prea să leagă toate. Lua să-i place de mine, să vede clar. Dar rizul meu e, știi cum e. Bă, bă, stai așa, look behind you. Ce să mai behind? Că așa mi-a ieșit data trecută și nu mi-a apărut nimic. Mai lasă-mă cu look behind you. Show yourself. Are you here? What do you want? Punish, du-te-n, Doamne, iartă-mă. Punisher te vezi. Ia. Bă, frate, fiți atenți. Stai așa un pic, deci avem așa Mark, Mark 2009 și jos Sărut. Ah! Era pe aproape, era pe aproape. Mergea, n-aveți ce să ziceți, mergea. Ia, dăm aici. Acum ar trebui să se mai întâmple ceva și sus, bă, zic eu. N-am simțit lumina jos acolo, bă. N-are cum să-mi dea următorul indiciu, că n-am simțit lumina acolo. Hai, Doamne. Eu ți-am spus că are bucurii la tine. Mi-ai zis viața aia, dar ce să fac? N-am crezut, n-am crezut că e așa. Așa. Bun. Bă, s-a întâmplat ceva, cred că a căzut pe scări asta. Are you ok? Viața mea, pare că ți-ai rupt gura în tine. Uite, bă, lumina de sus. Lumina de aceea. Aha. 2W. SW. Don't be scared, îmi zice, look behind you. Adică unde? Du-te-n, Doamne, iartă-mă, mi-a băgat cuțitul în creieri. Doamne, nebună mai e asta, e de-asta mai spicy, așa. Îi place cu bătăi, cu dalea. Viața mea, ne-am prins toți că ne placi, nu te mai ascunde. Nu te mai ascunde. Mamă, ce cântă la pian nebună asta. Uite, ți-am zis, hai, cântă. Dansând cu ea,
Numai cu ea mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era ca o orchestră ce ne-a, ce ne-a compania. Așa, bun. Cânti extraordinar, viața aia. Acum zici și mie, care este a treia literă? Deci a... Ok. Parola e sweet? Încercăm cu sweet? Încercăm cu sweet? Ia, stai așa. Stai așa. Deci avem așa. Mark 2009. Sweet. Nu merge, bă. Nu e sweet. Oricum, jocul cred că e făcut în așa fel încât dacă n-ai descoperit toate literele, să nu-ți meargă. Indiferent că pui aia corectă, cred eu. Te pup și eu, Raul, mersi de donație, brother. Uite, sus, iar, sus, iar, ești nebun la cap. S-a mutat la etaj, viața mea. Poți să te duci unde vrei, să aprinzi toată lumea că-ți place de mine, viața mea. Haide. Haide să vedem. Ma. Ia. Lumina de aici, de pe holie asta, nu? Da, asta e. Uite, 6, bă, e din multe litere. P? Mă, frate, deci avem S, W și a 5-a literă T și acum P? Nu mai înțeleg. Stați-mă așa. Bă, nu. Suit PJK? Păi n-are niciun sens. De ce PJK? Uite și avem. Deci 5 T, S, W, T. Și a 6 e P. Ok. Bă, stați. Ha! Doamne, dar ce-i place lui asta să se apropie de mine? N-am văzut așa ceva. Ia ci că mă bate. Of, of, of. Stai-mă așa. Sweet pie? Stai-mă că descoperim imediat de ce vă grăbiți. Stai așa, terminăm și noi jocul cum trebuie. E sălbatică, Teo. Of, of, of. Ia. Next. Dăm așa. Uite, aici lângă mine. Aici lângă mine. Na. Oricum merge repede cu parola din ce văd. Adică îți dă clar ce, unde, cum, știi? Ia. E. Da, mă. S-W-E. Hey, uite, bă, că merge cu spatele, bă, e incredibilă. De la Circul Globus i-a dus asta. Așa. Dar n-ar avea sens, bă, să fie Sweet P, J, K. Bine, Sweet P, E. Dar... Fii atent că acum nu mai face nicio lumină așa, bă. Aolo. De ce a pornit muzica asta? Sincer, ce e în spatele tău iar faci prank? Bă, terminați-vă cu asta. Mamă, ce m-am speriat de aia. Doamne, ce m-am speriat de o colivie. De ce e aia, mă, lustră? M-am uitat peste tot. Unde ești? Where are you? Where are you? Hmm.
Aolo, plânge de aici, bă, din camera asta se aude acum. Sau? Nu se aude de aici. Nu mai pâlpâie nicio lumină, ce fac acum? Ce fac acum, mă, vițe, că nu mai pâlpâie nicio lumină. De-aia nu mai pâlpâie nicio lumină. Deci după ce găsesc o de-asta trebuie să vină asta să mă ia în brațe, că nu mai poate de mine. S-a dezvoltat o obsesie de mine. Băi, viața mea, măi. Chiar așa? Te pup, Sebi. Uite, acum pâlpâie asta. J. Bă, voi ați avut dreptate, chiar e sweet, PJK. Aha, ia uite-o, mâncați-o și gura ta. Și s-a aprins o lumină. Se blochează? Ce se blochează? Ce se blochează viețile mele? Live-ul? Nici nu știu, să las lumina asta prinsă, să o sting. Hai să zicem că o sting. Hai să și inspectăm pe aici, poate se întâmplă ceva. Bă, eu am uitat, de ce nu mi-a zis că am uitat să opresc sondajul? Where are you? Ha! Se întâmplă ceva, se întâmplă ceva acum. Uite-o, mă. Uite-o, mă, dansează pentru mine, mă, frate. Bă, ce face asta, mă, cer? Bă, ești nebun. Olo. În sfârșit mi-am scos. Bă, știți că vă povesteam ieri că am niște muși prinși între nas și gât? În sfârșit i-am scos, mâncați-a și gura ta, sunt liber. Mulțumesc, viața mea, că m-a eliberat. De unde se aude, de unde se aude, bă, pâlpâlul ăla? În sfârșit, bă, frate. Unde se aude? De jos, mă, se aude. Așa, mama mi-a suflat mult și mâncava jura voastră, dar mi s-a blocat urechea. Mi s-a înfundat, pardon. Ba nu, băi, aici, fiți atenți. Aha, capa. Puji capa, da, bă, ați avut dreptate, deci mi se pare fascinant. Dar ce parolă e asta, sweet puji capa? Lol. Păi și lumina asta? Cu asta care-i faza? Care-i faza cu asta, mă, vise? Mulțumim de informație. Camera! Bă, stați așa, stați așa. Aolo. Păi, bă, ce fac, bă, că eu nu mai am baterii, bă. Stai așa un pic, deci o scot pe asta. Mamă, ce fac, doamne. Bă, mai am una la încărcat, dar asta ia cât la sută are, ia asta. Behind you, stai așa, viața mea, că am pus-o la... Asta are 54%, bă, am pus-o la încărcat pe cealaltă. Mamă, sper să ne țină. Ce se întâmplă, mă, look behind you? Nimic. Bă, asta mă și trolează cu look behind you. Deci, pe bune, asta e și troll cu look behind you. S-a dus și camera, cred. Bă, rugați-vă să nu se ducă de tot, că e jale dacă se duce de tot. Ești nebun? A țipat asta, bă. Ce-ai viața mea? Bă, s-auzea de sus din camera aia, oare? Nu, uite aici. E, da, bă.
Deci Sweet Peugeot avem. Found the final. Ba nu, bă, gata, o avem pe toată. Ia, păi și în mail ce găsim acum, mă? Deci avem așa. Mark 2009 Sweet Peugeot. Nu a mers. Trebuie cu litere mari, litere mari. Bă. Stai așa. Cu litere mari, cu litere mici, cum trebuie să o pun? De ce asta e așa? Deci avem M cu litere mari, văd eu. RK litere mari. Și avem așa. Unde sunt scările? Hai că avem dacă e. Trebuie numerele, nu literele. Nu, nu e adevărat, pe aia ai venit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nu, 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 nu. Deci mă, RK 2009. Hai să încerc cu litere mari, mă, ia stai. Da, mă, uite, cu litere mari la toate. It's really nice to meet you too, Mark. Aolo. Ia. Hey, Rachel. I'm so happy we met here. It's like a super cool adventure. Hi, Mark. I know, right? This app is like magic. Aolo. You're totally right, Rachel. It's like found a hidden treasure or something. Your fave, nu știu ce. I agree. A, ăștia flirtrează pe aici. Puppies, nu știu ce. Here's my phone. Și după aia s-au întâlnit. Oare marca asta să fie un de la în serie nebun? Nu cred. Așa, hai să vedem Chloe. Voiam să zic că chiar mi-a plăcut selfie-ul pe care mi l-ai trimis. Arăt să așa mișto. Oolo. Oh, mulțumesc, Mark, îmi place. Sunt bucuroasă că ți-a plăcut, nu știu ce. You made me feel confident. You're naturally photogenic. Așa. Flirt, flirt, flirt. Aici vorbeau ei să cunoșteau. Bă, eu am dat click pe același lucru. Deci Mark ăsta, văd că nu mai conversații cu Mark, aparent. Can't wait, așa. Hey, Marco, no, I messed up big time. I totally forgot your house address. Deci s-a dus la adresă la el, la casa lui. I-a dat ăsta adresa așa. It's all nu știu ce, tot nu știu ce. Nu, eu nu stau departe de strada ta. Just need to make sure așa. All right, no problem. Bun. Așa, și la final. How are you, Mark? How is your day? My girl, așa. Especially that we're chatting. Ok. I'm getting to know you. I'm flattered. There's something I feel I should share with you before we meet. E cam personal, dar vreau să mă cunoști mai bine. Tatăl meu muncește cam mult și nu prea e pe acasă. Câteodată mă simt cam singură și mi-aș fi dorit să petreacă mai mult timp cu mine. Când te joci horror, mă întreabă Saraj. I appreciate you opening up to me, Sofia. It must be tough feeling like you don't get enough time with your dad. Is he a demanding job or travels a lot? Aici ai dădea așa. I understand how you feel. It's essential that family connection. Așa. I'm here to listen and support. Așa. The feeling is mutual. Păi bine, și eu ce trebuie să mai fac, mă, acum? Păi am citit toate astea și acum? Now what? Se mai întâmplă ceva până casă? Nu. Ia. X. Păi și care-i faza? Ce se întâmplă acum? Sună telefonul. Și nu pot să răspund, bineînțeles. Nu merge să răspund.
De ce nu merge să răspund? Eu sunt Mark? Nu merge să răspund. A, eu sunt Mark. Ia. Sakamoto Masato-san wa ima kotaerareません. Voice mail-ul o nokoshite kudasai. Hello, this is Uite. I'm leaving a message. Pentru Masato Sakamoto, ia. I'm sorry to inform you that you missed another appointment for your new medication. I've been trying to reach you, but you haven't responded to any of my calls. I'm growing increasingly concerned about your mental well-being. Especially considering your history of mental illness, that's crucial for you to follow your prescribed. Auzi, bă, căcica are mental illness de ăla. Please, Mr. Sakamoto, get in touch with me as soon as possible. Păi stai, bă, Mr. Sakamoto e ăla de ne-a pus aici. Și el are mental illness, poate el a omorât-o, bă. Deci eu sunt Mark. Nu are sens. De ce aș fi eu? Nu, nu cred că mă cheamă Mark. Bă, chiar eu sunt Mark? Păi și ea, se întâmplă ceva pe-n casă? M-am uitat, mă, cine e look behind you? Nimic. Este așa. Mai găsesc ceva prin casă, se întâmplă ceva. Da, bă, uite. Ia. Nu pot să cred. It was him all along. Era Mr. Sakamoto ăla de neangajat, bă. Dar avea mental illness. Mamă, mâncați-și gura ta, na mâna. Păi asta zic, dacă eram eu Mark, cum să nu știu parola și mail-ul? Că era mail-ul meu, nu? În teorie. In the chilling disorder, the call detective wallet, l-a omorât pe ăsta, bă. Forever see by unui mail, as closing one. Deci Mr. Sakamoto era criminalul, frate. Wyatt, deci noi suntem Wyatt, nu eram Mark. Relentless Pursuit of Truth. Deci în căutarea adevărului, așa, nu știu ce, voia să descopere secreturile și a fost adus față în față cu o realitate mai întunecată decât ce ar fi putut imagina. The Orin Mr. Sakamoto, tatăl Sofiei, a fost gen el a fost cauza. Wow. Mamă, și nu numai ea, cu mai multe fete, gen. The revelation had come too late. White guy distraught. Ah, pe aiurea că n-avem happy ending, bă. A și dispărut Mr. Sakamoto după aia. Hitori Productions. Bă, a fost marfă rău, ești nebun? V-a plăcut, mă, jocul? membri, mamă, la fix, ești nebun la cap. A, 18 erau. Au 18 sau 20, mă? Mi s-a părut tare rău de tot. Deci chiar mi s-a părut tare rău jocul ăsta. Stai să dăm membri. Ne achităm aici promisiunea. Bă, uite cât subscriberi avem. Deci ne mai trebuie 50 să facem 1.380.000. Se apropie piesa viețile mele. E aproape, e aproape, o simt. Deja o aud. Dansând cu ea, numai cu ea. Ia unde? Teo Zeciu. Stai așa. Intrăm aici. Bun, și acum să nu mai zică cineva că dau membri pe Argentina. Să vă arăt aici. Arată susținere, abonamente, cadou. Stai așa. 10 abonamente, 100 de lei, da?
Să nu mai aud alea. M-a luat cineva la rost ieri că am mai dat niște membri. A, că nu știi că dai de pe Argentina, că nu știi. Ce doamne iartă, cumpără. Ia. Gata. Niște 10 membri corecți. Ce mai facem, bă, acum? Ce să mai facem și noi? Jocul am terminat. Mamă, dar ce mi-a plăcut jocul, bă. A fost tare rău. A fost tare și... a fost și... Vreau să zic că a fost tare și a fost și interesant. Păreri? Forță. Nu, a fost tare și mi-a și plăcut. Asta e tare. Mai joacă Jimmy, am o viață. De câte ori să mai joc Jimmy-ul ăla? Te pup, Georgiana. Mersi mult de tot. Joacă un meci de fazmofobia? Ia stai așa, mă, văzusem că... Ia stai așa. Stai așa, poate mai băgăm un... Poate mai băgăm un joc, ia stai așa. Văzusem eu un joc. Ma... Am găsit joc. Vieține, am găsit joc, mâncavașuri. Asta e semn. Deci, mai băgăm un meci. Un meci, doamne, un joc. I'm counting to six. L-am găsit. E nou, a apărut 100%. Deci a apărut pe 26 ianuarie 2024. Ieri a apărut. Doamne, ce joc am putut să găsesc. Ești nebun la cap. Mamă, ce grafică are. Noi, gata. Și fiți atenți ce zice. Turning onto an old road, the main character gets into an accident due to thick fog. Deci din cauza ceții, facem un accident cu ăsta cu care ne jucăm, am înțeles. După care, încearcă să găsească pe cineva care să-l ajute. După care a fost forțat să intre într-o casă veche. Caracterul principal află că e de fapt, cum îi zice, trapped. Este... blocat acolo în casa aia. Nu-mi venea cuvântul exact. From which it is not easy to get out. Mamă, gata. Add to cart. Purchase for myself. My PayPal account. Așa, mamă, ce joc am găsit. Noi, mă, asta e seară horror pe bune. Mai dăm un meci, viețile. Un meci, doamne, un joc. Deci 100% am încredere în jocul ăsta. Am eu un feeling. Nu știu de ce, dar am un feeling, viețile. Se numește număr până la 6. N-are cum să nu fie șmecher. Andrei, te pup, viața, mersi de membru, bro. Joacă-te Little Company. Bă, n-am cu cine să mă joc Little Company. Stai așa, unde e? I'm counting to 6. Să vedem cât mai are ea. I'm counting to 6, uite-l. Așa. Se anunță o seară incendiară, zic eu. Bă, am dat membri, nu? Am dat 10 membri, bă! Am dat 10 membri, de ce nu mi-ați zis? De ce nu mi-ați zis că am dat doar 10 membri? What the fuck? Trebuia să mai dau încă 10. Să fie 20, lol. Bă, nu mi-ați zis, mă, și mie? Puteam să vă păcălesc, ești nebun, nu știu să nimeni seama ce, doamne iartă-mă. Abonamente cadou încă 10. Dar oată vă țin minte că apăsasem pe ăla de 20 și, doamne iartă-mă, îmi face YouTube-ul prank. Face prank pe bune. Ia, dăm aici, cumpără. Ai dat 20? Cum bă că mi-apare 10? Nu, a oferit 10. Muchas gracias, aficiones, para vosotros. Nu mă, 10 am dat, 10 am dat, că mi-a primit și notifică. Mamă, puteam să vă păcălesc, ești nebun la cap? Puteam să vă păcălesc ca lumea, nu și-a dat nimeni seama. Incredibil. Gata, mai dat 10. Așa. Mai are puțin ăsta, ia uite-l. Ia uite-l cât de puțin mai are. Para-para-pa-pa-pa-pa-ra-pa-p. Eu tot nu, bă, viața mea, gândește-te, suntem 3600 de persoane. Și au fost doar 20 de membri. Îți dai seama ce probabilitate mică. Cât vine 20 din 3630? Ia stai să facem ca la școală. Ia stai, paint. Deci avem așa, X pe 100 din 3625 egal 20. Trebuie să aflăm X-ul ăsta, da? Și avem așa, uh,
cum făceam, bă, că am uitat, mă, cavașcura voastră. Deci venea 3625x pe 100 egal cu 20 și aici ar veni 1. Și ar veni x egal cu 2000 pe 3625, care dă, deci 2000 împărțit la 3625, 0,55% șanse să primești membru. Păreri? Știu și o mate, mă. Gata, voi să luați jocul, haide! Haide! Învață-le matematică, hai că părță. Possible epileptic seizure associated with increased sensitivity to light. Vedeți, dacă aveți sensibilități de alea la lumină, nu, sau de alea, cum îi zice, spasme, de alea, cum le zicem în cauci? Aveți grijă. Poți lua membru și dacă nu ești pe live? Bă, frate, mi-a zis cineva că poți lua membru și dacă nu ești pe live. Dar eu nu cred asta. Eu nu am pățit așa ceva, să iau membru la... Să vin între cineva, să zic că am primit notificare că am primit membru și am intrat pe live. E ciudat. Ia, dăm aici English. Doar nu pe rașă, nu? Mamă, deci jocul ăsta e rusesc, mâncava jura voastră. A dispărut semnalul. Bă, câtă baterie mai am? Mamă, scade greu rău mamă, bine rău, mai avem 53%. E perfect, cred că ne ajunge. Bun, I'm counting to 6. Let's go, viețile mele. New game, ce e ăsta, vreau să știu și eu. Ce e mai muțoiul ăsta, să vezi ce-i dau direct foc. Dacă mă sperie. Deci, această poveste este de un sad micuț, așa, at first glance, nu are nimic diferit față de celelalte, dar ceva se întâmplă și care a schimbat viețile a tuturor care au fost implicați în această poveste. Take a look and you will see mysteries shrouded in the strange fog. Hai, viața mea! Deci, avem un om care a ajuns random într-un sătuc și urmează să se întâmple ceva mistic, cică. Let's go. Ești prea bun la engleză. Ai, mă, viața mea. Ești tu prea dulce. Despre ce vorbim? Membru e cu bani? Da, mă, viața mea. Dar dacă îl primești, gen când dă cineva sau așa, ăla nu mai e pe bani, doar că ține doar o lună. Deci membru este o, practic o plată lunară. Ai numele verde pe chat, îți apare și o inimioară care să-ți arate vechimea. Și faci asta în primul rând ca să susții streamerul respectiv, gen, știi? My phone is not working, nu avem semnal, mâncați jurată. Deci noi începem jocul de când a făcut accident, să înțeleg. Așa. Mamă, de ce se mișcă așa, bă? Ce, Doamne iartă-mă, am făcut, mă? Field of view vreau maxim. Depth of field aș vrea on, smooth camera off, head bobbing. Hai, dă-i așa. Controls, video settings, vreau FPS 240, cred că da, aia era problema. Screen percentage 100%, vreau toate astea pe ultra. Sper să nu ia foc calculatorul. Dăm așa, gamma. Dăm un pic mai mare. Screen percentage ăsta ce înseamnă, mă, frate? Lăsăm la 100, nu-mi dă bine să-l creștem, nu prea avem de ce. Vsync off, apply, gata. Back, continue. Altceva. Ia să vedem. Deci noi acolo am făcut accidentul. Ăsta suntem noi. Găsim aici un autobuz random pe aici până pădure. Smooth pe on. Am pus pe on. N-am era dat pe on deja. Găsim aici ceva. Ia uite membrii cum vin. Momentan aici nimic. Îmi place că e sensivitatea close to reality. Gen, nu mi-a mărit sensibilitatea sau ceva. O e aia basic pe care o am. Și cred că asta e casa aia în care suntem forțați să intrăm. Aha. Da, mi se pune focusul pe ea. Hai aici, e scris în rusă pe peste tot. Eu nu știu rusă, viețile. Nu știu dacă știți voi. Intrăm în casă și se întâmplă aici nebunia. S-aude ceva, bă. Vomită cineva pe dinăuntru. Deci nu merge, da? Aici. Cred că trebuie să găsim o altă intrare. Văd că pe aici nu merge. Sau care-i faza, mă? Trebuie să apăs pe altceva, ia stai. E, nu, F, nu. Nu. Was that a scream? Trebuie doar să ascult, bă, aici. Deci s-a auzit un țipăt. Ok.
Eu știu să vorbesc în rusă. Păi zine și nouă ce scrie aici. Păi ce facem, mă? Ne continuăm drumul sau intrăm acolo? Ne continuăm drumul, ești nebun, că n-aveam cum să intru pe acolo. Hai să vedem. Dar de ce e satul ăsta abandonat, efectiv, frate? Aha. Ia. Cabina de aia de telefon, cred. Aha, aha. Ia. Sună telefoanele. Ia. Does not work. Păi și cum sună viața mea dacă nu merge? Asta mă ia la mișto. Asta e prank de ăla. Cum se numește jocul? I'm counting to 6. Număr până la 6, gen. Hai să vedem dacă e deschisă ușa asta. Nu. Văd că pe aici se cam împodmolește drumul. Da. Deci mai în față de atâta nu am ce să fac. Ia stai să-mi dau ăsta un pic mai sus. Alex Tepu, mulțumesc din suflet de membru, bro. Muchas gracias, aficionez, paparat vosotros. Ia. Dăm aici. Aici nimic. I haven't found help yet. Ia. Uite, mă. Păi eu n-am văzut ăsta mai, frate. Uite un ponton nebun. Aici trebuie... Opa. Trebuia să o duc pe aia din jocul celălalt. Să vadă că sunt bărbat cum trebuie. Opa. Uite-l pe viața mea, bă. Salut, frate. I was sitting in a boat on the lake when I saw that the fog has descended on the water. I tried to swim to the shore, but I couldn't see anything. Finally, when I touched the shore, I rather ran home. Așa, I saw that my wife was frozen like... Mamă, ferească Dumnezeu. And my dear children was motionless. Deci, când s-a dus acasă, femeia ei era înghețată și copiii lui erau motionless. Adică, de nu se mișcau sau... Paula, mersi mult de tot de membru. Ce-i cu ați membrii, mă, viețile mele? Vă pup, mulțumesc din tot sufletul. Mersi din suflet, Paula, apreciez maxim. I saw that my wife was frozen like a statue and my dear children were motionless. I ran out of the house in fright to find at least someone who can help me. Păi am venit eu, mă, viața mea. He's dead? Bă, ăsta e mort aici, what the fuck? Păi dă-l și tu la o parte, hai să mergem cu barca, nu? Merge să iau ăsta, măcar nu. Ah! Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă, mă, dar nu poate să se miște ăștia. Ăsta a rămas înțepenit și a murit aici și s-a și descompus. What the fuck? Ce, Doamne iartă-mă, de joc e ăsta, mă, viețile mele. Please help us. Viețile, eu încerc. Tot nu merge, nu? Uite, e ceva aici. Uite un geam, bă. Cum fac să ajung acolo? Uite pe aici. Ba nu. Nu merge să sar, bă, în jocul ăsta. Uite, mi s-a... LOL, mi s-a deschis ușa. Hai, mă luați la mișto. Păi e clar că e dita mai capcană, nu? Vedem ceva pe aici, pântre? Nu. Ia, stați așa, trebuie să fie o intrare. Ia, ușa asta nu merge? Muchas gracias, aficiones, paparad vosotros. Ah, da. Is anyone here? Zici că e scriptul lui David, bă, jocul ăsta. Uite, bă. Uite nenorocirea asta de ursuleț. Ăsta cred că o să ne mănânce zilele. I-am avertizat. Copiii amici nu trebuiau să îi dea bulii lui și păpușii lui. I-am zis părinților, dar... What's the use if they're the same? Ah, așa sunt și părinții, gen. M-au numit și pe mine nebun.
Ok. Acum cred că s-a deschis ușa, că am auzit un sunet. Dacă nu, cred că trebuie să ieșim de aici să mergem la next, nu? Ba nu. Ok. Cred că trebuie să ieșim de aici acum. Uite, se aude ceva de acolo, bă. A, da, uite, acum s-a deblocat, practic, drumul. Aici e foc, mă? Sau ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă? Mamă, mi s-a zbârlit pielea pe mine, mi-a șoptit cineva la ureche. Ba, ați auzit și voi sunetul ăla? Mamă, ce m-am speriat. Dar ce se întâmplă, bă, aici? E Gandalf ăsta. Ena. Please help us. Bă, văd ceva la distanță, gen, văd multe persoane. Mamă, ce întrebare bună, Teo, dacă o travă e expirată, e mai periculoasă sau mai puțin periculoasă? Mamă, nu m-am gândit în viața vieților mele la așa ceva, dar care-i răspunsul corect oare? Și ce sunt, bă, manechini? LOL. Dar cine i-a pus aici? What? Totul e vina ta, nu am făcut, nu ți-am făcut nimic greșit. Singurul meu prieten era păpușa mea, dar acum ai râs de el, ai râs de mine. Chiar ai luat pe cineva de iubeam de lângă mine, o să-ți arăt cum e. O să trăiești în agonie toată viața și nu o să se schimbe nimic niciodată. LOL, what? Deci e un Mr. Frustrated ăsta, a? Aha. Ok. Bă, cum devin membru cadou? Păi viața la cadou trebuie să ai norocul să-l primești. Când dă cineva membrii cadou, știi? N-ai cum să faci ceva să... The Heart of Darkness s-a deblocat. Bă, viețile mele, ziceți voi de nu seamănă cu casa aia de am stat eu 24 de ore în ea, cea mai pustie casă, ziceți fără Caterinca. I was at the old well, what I saw there and what Luca told me is true. They have to pay for it, I have to punish them. Bă, dar și pe cine voia să se răzbune, mă? Deci i-au dat niște oameni bully sau ceva și lui și păpușii lui și ăsta s-a răzbunat pe ei, gen. Opa, opa! A apărut o fantomiță! Ați văzut-o? Asta nu se deschide aici, a? Aici pe geam nu mai văd nimic. Cred că pe aici. Uite-l pe ăsta iar. Ați stat viețile mele peste noapte în casa asta? Ziceți fără Caterinca. Ați rămâne peste noapte în casa asta? Dacă da, pentru ce? Ce fac aici? Trebuie să plec, zice viața mea. Păi pleacă în Doamne, iartă-mă, zici că te țin eu aici blocat, ești nebun și tu. Muchas gracias, aficiones, para vosotros. Aha, someone locked the door from the outside. Deci eu sunt blocat aici. Aha, toate ferestrele sunt cu bărda astea, n-am cum să ies. Ceea ce este superb, e tot ce mi-am doream în viață. Pentru 3 milioane de euro? Viața mea! Zi tu sincer că dacă nu-ți dă cineva 1000 de euro să stai aici, nu stai. Sunt primul, mă, cață și grata, bat eu la ușă. Hai de capul meu. Ia, continuu. Stai așa că avem de-a face cu o doamnă descreierată de-aia, cum îi zice. Ia. Ok, ce facem noi aici? Ia zi, pentru 1000 de euro mă mut acolo.
Hai de capul meu. Doi membri, gata, 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 da, da, da. Dar care a fost... Care a fost prima sperietură? Mamă, de ce-mi face așa ăsta? Ia vezi râs, bă. Aha. What's going on here? Păi eu de unde să știu? Aolo, nu scap de femei nebune nici în jocul ăsta. Ia. A trebuit să se întâmple când am văzut băiatul ăla pe geam. Am realizat că a văzut ceva ce nu trebuia să vadă. I need to get ahead of him. I need to get ahead of him, cred că a trebuit să scap de el. Asta înseamnă? Nu sunt sigur. Ia uite-l pe viața mea. Cine l-a pus pe ăsta aici, bă? A, l-a pus ca să nu pot să intru eu în camera aia. Ok, acum merge ușa asta deschisă. Hai să vedem. Ha! Mamă, bă, aia era păpușa aia, v-am zis că păpușa aia o să ne mănânce zilele. Deci 100% era păpușa aia, dar când a învățat să meargă păpușa, mânca vașcura voastră. Că nu mai pot nicio! Cât să mai îndur? Ok, pe aici nimica. Păi și stai, se aude un scârțâi, de unde? În camera asta. Ba nu. Uite încă un de-asta. Au trecut 2 săptămâni de când mama a dispărut. Nu sunt vești, nu sunt știri. Am fost la ofițer, dar nu îi pasă. A zis că a plecat din cauza mea. Dar știu că iar n-ar face asta, că mă iubește. Ceva ar trebui să fi întâmplat. Și încă ceva aici. A, ăsta l-am citit. Ha, mamă, ce mă sperii, dă-l mereu! Luați-l pe ăla de acolo, că mănâncă zilele! Bă, ia-l pe ăla de acolo! Mustață! Bă, pe aici nu mai e nimic, stai să văd pe unde trebuie să mă duc, că trebuie să iau pe-ntre astea. Eu mă sperii de țipătul tău, asta e viața mea. Epea, ei. Aha, trebuie să găsim. Deci trebuie să ne urcăm acolo. Bă, cine mă aplaudă? Ce-am făcut viața aia de mă aplauzi? Hai să vedem dacă găsim ceva pe aici. Deci aici e o canapea. Aici e un de-asta. Un scaun, bă, dacă iau un scaun și mă urc, nu merge. Văd, ăsta? Nu. Eu spamez click-ul. Dacă e să găsim ceva, 100% găsim. Aici pe geam nu se vede nimic. Aici în sertarul ăsta nu-i nimic. Ok. În colțul ăsta văd că nu prea e nimica. Nimica. Ăsta e aici, mă sperie de fiecare dată. Iar am tresărit un pic. Uite un aspirator. Uite-l pe ăsta aici. Uite-l și pe ăsta aici. Dar cum ajung eu acolo, bă? Opa. I can only say what I feel to my doll. Luca always... Deci Luca, adică... Uite asta, bă. Deci el are un singur prieten care e păpușa, frate. Și lumea lua la mișto și pe el și pe păpușă și... Dar stai că nu înțeleg pe cine lua la mișto. Adică cine este? Așa, punem asta aici. Urcăm. Așa. Te pup, viața mea. Olo. Au trecut 4 săptămâni de la dispariție. Luca a zis că a fost vina copiilor. Mi-a dat o scrisoare de la mama lui. A zis că trebuie să aflu adevărul. Mamă, și sunt astea de ritualuri pe aici. Ah, ah, mamă, mâncați, ești gurat. Sunt tot felul de capcane pe aici.
Uite televizorul. Păi și care e adevărul, bă, că nu ne-a zis. Ok. Uite, avem un mesaj aici. I lock the doors, închid ochii și caut un loc pentru tine. După aia nu mai respir. După aia aud inima cum îți bate. După aia... Aaa, și aici e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă. Deci fii atent cum e asta. Încui ușa, închid ochii, caut un loc pentru tine, nu mai respir, aud inima cum îți bate și după aia aștept. Dar ca ce sens are? Trebuie să sar. Am sărit. Așa. Păi și acum? Oare merge să ies acum ea? Pe aici ar trebui, dar nu pot să trec de ăsta, bă. Aici nu. O dă pe romantism? Bă, nu cred. Mamă, uite-o. Uite-o, mâncava și gura voastră. Și cum fac să ajung acolo? Văd că s-au aprins niște lumânări pe aici. Ceva se întâmplă aici. Dar văd că nu merge să ajungă. A, ba da, mă, uite, merge să dau ăsta. Aolo. Ce e zbârcitura aia viețile mele? Ce e zbârcitura aia viețile mele? Ești nebun la cap. O, ma, de ce faci, mă? Ba, ți-a dormit, mă? Mai sunteți pe live? Câți mai sunteți treji? Ma. There's a secret door here. Deci trebuie să găsim un crowbar, o rangă și niște chei. Aia zic, vă pop, vă pop. Zbâr. A, e tare că mi-a închis ușa asta, ceea ce înseamnă că cheile ar trebui să fie aici. To open the lock, use the hints. Ok, deci unul este închizătoarea, în teorie, doi e telefonul, trei e cheia. Păi adică am descoperit asta, trebuie să merg la telefon acum. Ia. Care-i faza cu telefon? A, uite, bă. Aha, aha, mi-a dat hint, mă. Aolo, se aude un sunet. Ia. Păi și stai. Am luat cheia și acum ce fac? A, ranga, bă. Am uitat de rangă. Deci cheia a fost acolo. Ați văzut voi ranga pe undeva, mă? Aici văd că nu e. Jur că nu o văd. Faster, îmi zice. Păi dăm ranga, bă! He found it. Ah, deci cu cheia asta, fii atent. Cu cheia asta trebuie să... Aha, aha. Te pup, Andy, ce să fac viața mea? Încerc să nu mor în seara asta. Ăsta e al doilea joc horror. De ce scrieți 6? Numărați și voi până la 6? V-ați prins? Vă dați seama că jocul se numește Număr până la 6 și voi ați număra până la 6 membri? Păreri? Doamne, 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 nu mai pot. Bă, eu și o gură de apă. Te-ai speriat, este nu viața mea. La mișto doar. Prima a fost romantic, aia zic. Ia stai așa.
Deci cu cheia aia, cu cheia aia trebuie să găsim la bucătărie, bă. E un sertar, uite aici. Uite. Și acum aici ar trebui să fie ranga, mă gândesc, nu? What? Nu s-a întâmplat nimic? De ce nu s-a întâmplat nimic? Ah. Uite cheie. Ok. Uite și ranga. Gata, bă, hai. Ori să ne mai rog 100% un jump. Aaaa, mă, lău, la ce jump. Vai, Doamne. Am făcut 1.380.000. W pe chat. W. Nice, rău de tot, să rămână. Bă, vă mulțumesc din suflet, frate, că sunteți aici. N-aveți idee cât de bucuros sunt că mă susțineți aici cu un like, cu alea. Olo, 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 olo. S-a auzit altă ușă. Câte uși secrete sunt aici, frate? Păi, bă, uite, eu acum am cheie, am crowbar de ăsta. De ce, Doamne iartă-mă, nu mă lasă să deschid astea? Unde trebuie să mă duc, ia? N-am citit bilețelele alea? Ia stai să mă duc înapoi un pic. Erau niște bilețele pe aici pe care nu le-am citit. Aici nu, aici nu, aici nu, aici nu. Bă, dar nu, că le vedeam dacă era. Ăsta cred că l-am citit, da, că nu mă mai las să-l mai citesc. Auziți, mă, dar câți de aici țipă deodată cu mine? Și câți nu? Bă, stai așa, ăsta e de pol ăsta. E de pol, stai așa un pic. Ia stai așa. Interacționează cu publicul. Cât se sperie deodată cu mine? Eu da, eu nu. Începe sondajul. Ia că sunt curios rău de tot. Așa, am revenit. To open the lock, use the hints. He found it. Păi și acum? Bă, frate. Amalea, mă, ce fac? Ce trebuie să fac acum? Bă, e ușa în altă parte. Nu e cheia bună? Ăsta am citit. Ei. Vezi că era o cheie pe jos? Unde? Nu are sens, efectiv nu are sens. Am luat cheia, am luat crowbar-ul. Ar trebui acum să pot să deschid alea și nu merge. Al treilea bilet care e unde? Aici nu e, aici mi-am luat jumpscare, deci era bine cum mă duc. Ăsta l-am citit. Aici nu e nimic. Pe ăsta l-am citit, pe ăsta l-am citit. What the fuck? Închide sondajul, gata, gata. A, de 60% să speriem o dată cu mine. Pe și 40%, 40% ce aveți, bă, aveți inimă de fier? Aici e faster. Ia, aici ce a zis? La un geam. Stai așa că mi-arată ceva de un geam. Avem unul aici, nu e, ăla nu e, stai așa.
Deci la un geam, aici e blocat acolo. Mă gândesc. Aici. Da, bă, uite, mai trebuia o cheie. Trebuia 3 chei. Gata. Gata, mă. Mai trebuia o cheie. A treia cheie trebuie la geam, așa, aia zic. Aia zic. Gata, mă. Așa. Leather B Blood am deblocat. Fai de capul. What is this place, întreabă ăsta. Nu știu viața, hai să descoperim împreună, ce zici? Ia, deci avem un televizor, niște pereți roși, chestii aruncate pe aici. Avem bilețel. Ticon. Bă, cine, doamne, arată-mă, te cheamă Ticon? E numerul SES, mă? Înțeleg dacă ești supărat pe mine. Știu că în adâncul tău vrei să ai prieteni așa. Nu știu ce, nu știu ce. I couldn't let anyone get close to our family. Nu puteam să las pe cineva să devină apropiat așa. Altfel, descoperă secretul nostru. Și ce s-a întâmplat cu mine? Și ce s-ar fi întâmplat mult mai devreme? Ai fost bun cu toată lumea, dar n-au meritat. Am vrut tot ce e mai bun pentru tine. Mama mea, bunica ta, m-au învățat atât de multe chestii. Și printre astea și să nu am încredere în oameni, pentru că le e frică de oameni ca mine, cică. Să vezi ce capac îți trag când te prind. Așa. Păi și... Oh! Mam. Aici, cred. Nu. Și doamne, iartă-mă, trebuie să fac, mă. Uite-l pe ăsta, bă. E un elf, spiritus, ceva cu un cuțit în el. Am luat cuțitul, ceea ce e bine. Uite, și zbârcitura asta, mâncăvași, cura voastră. Oh, ok. Tot nu merge să deschid ușile astea. Era ceva în pat, nu? N-am apucat să văd. Aolo, e ceva în pat, bă. E un joker mic. Nu mai e. Ma. Mâinile la ochi, a? Mă, care-i faza cu manechini ăștia în jocurile horror? Că sunt peste tot, în fiecare joc horror sunt manechini de ăștia. Păi și ce trebuie să fac acum? Uite-l pe ăsta aici. Astro A30 sunt căștile astea. Nu înțeleg absolut nimic. Please help us, we are here. Unde viețile mele, că vă ajut? Mă. Au dispărut, bă. Na. Mai ziceți ceva? Ba, n-au dispărut, mă. Unu, bă, a blocat ușile, cică. Doi, am închis ochii. F-
Find a place for yourself. Mă pun aici viața mea. Și că nu mai respira la 4. Feel your heart pounding. Și după aia așteaptă, aul. Aul. This way? Bă, asta nu era aici. Trebuie să fac acum, mă, cât să aștept. A, uite. Bă, ești nebun. Aha, și acum m-a lăsat să intru acolo, ok. Nu, n-avea cum să se refere să stau, să stau pe loc. 100% într-un joc n-ai cum să stai pe loc. A, dar acum avem o problemă că nu mai avem lanternă. Și vedem, avem vision doar când ne apropiem. Asta nu prea e Caterinca. Deci 6 copii mi-au dat bully. M-au luat la mișto că, ci că am fost prea bun. Din, because I'm not, că nu sunt ca toată lumea. Ei au fost implicați în crima mamei mele. Am fost capabil să pedepsesc 5 oameni. Au vrut, voiau atât de mult să meargă la părinții lor. I let their parents. Maulo. Am îngăduit părinților să găsească copiii la ăsta, la ușa mea, gen, să zic. Dar ce au văzut, nu au putut să creadă, gen, erau, vai de mine, erau mutilați. Acum vor să trebuie să sufere ca și mine, vai, doamne, băi. Și doamne, iartă-mă de psihopat, mă, e și ăsta. 550 14 7126. Bă, e cineva după ăsta. Aolo, uite pe zbârcitură, bă. Need a screwdriver. Ok. Mamă, păi ia și găsește șurubelniță în întunericul ăsta. Aici văd că nu e. Poate e pe acolo, bă. Pe sus. Aici văd că nu e. Era în perete una. În ce perete? Da, în spate nu e, deci în camera asta trebuie să fie undeva. La un lemn unde e baricadat ăla. Dar chiar, bă, ăsta e până la urmă, e un ăla sau e o aia? A, uite-o, bă. Bun. Așa. Și aici ce găsim? Bă, ești nebun, am intrat pe acolo. Ia-ți seama, bă, lasă-mi de pup, mi-am uitat tot live, te pup, bă, te pup, Flori, noapte bună, viața mea. Am ajuns iar la oglinda acolo. Asta e, asta e la etaj, bă. Aolo. Fiule, nu-ți fie frică de moarte, moarte e renaștere, ai făcut o grămadă, o nouă scenă a venit, let them think they've beaten you, I will, what the fuck. Omul, ăsta e Tasu, mă. Ia uite-l mâncați, zici că e The Nun în varianta mică și bărbat.
Ah, simbol aici frumos, extraordinar. Așa. Oh. Ia. Come here, don't be afraid. Vii în viața, ce să fac acum? Zici că am încotro. Zici că am încotro, mâncați ești bă. Nu, te rog, nu mă alerga. Eu auzi muzica acolo, bă, ce distracție, ești nebun. Aici e lanț. Și aici e lanț. Deci cred că ne trebuie două chei, bă. Uite un patent, ciocan, ăsta nu merge nimic, a? Să folosesc. Hai să... A, ok, sunt pe drumul cel bun. Că văd că nu mă las să mă întorc. Dar... Să vedem dacă putem să găsim ceva pe aici. Aici sunt niște mașinuțe, aici nu... Ce face ăsta, bă? Și te joci, o viața mea e un joc de ăsta horror, număr până la 6. Așa zice. Și nu știu ce trebuie să fac acum. S-a auzit ceva, nu? Pe aici. Dar ce? Aici nimic, aici nimic. Ce, doamne, iartă-mă. Știu că e mișto grafica, da. Păi a apărut ieri jocul ăsta, mă. Ia ciocan, nu merge. Uite, nu merge să iau nimic de aici. Aaa, trebuia să iau ăsta, bă, uite. N-am văzut ăla. Ia. Picat-au-tau... Aolo. Mă rog, i-a torturat. Așa zice, I saw what he did to one of us. La ce manechin este acolo asta și gratis o noapte. Se stâmpi, zaca. Bă, aici... Văd că nu găsim nimic, trebuie să ne întoarcem. Prezint un jumpscare. V-am zis. Aha, deci pe aici. Doamne, iartă, face asta, bă, incantație. I need a lighter, a doll and candles. Deci o brichetă, păpușă și lumânări. Brichetă. Lumânări. Păi și păpușă? Vedeți vreo păpușă, mă? Mamă, dar ce vine, bă, direct să aruncă pe tine, mâncați-aș gura ta. Hal de jumpscare-uri, vine direct în tine, ești nebun?
Ma, uite, popușă, nu merge asta. Ba da, mă. Mamă, dar nu cred că mai avut reacție de asta până acum. Zici că am sărit la bătaie, m-am dus la război. Hoa! Zici că am fost direct maestru Tio, zici eu, mâncați-și gura ta. Așa. Romeo și Julieta. In order to perform the ritual, ah, ok. Then burn the house down. Și acum ce fac? Plec. Thank you, zice. Uite, pentru ce viața ce-am făcut? You have no idea what you've done. Păi noi n-am dat-o pe asta afară, mă, ce vrea? Mă ia la mișto acum că n-am făcut bine, cică. Așa face mașina mea când schimb vitezele. Let's get out of here, I need gasoline. I'll burn this house down. De unde să-ți mai au și gasoline, bă, nebunule? Era pe aici, bă, stai că țin minte unde era, că am văzut-o, era aici. Uite-o. It's empty. Ha. Normal că it's empty. Aici e ceva, nu. Aici nu. Desigur nu merge, da, da. Hai să vedem partea asta la alta. Uite-o. Jocul ăsta e pe rusă, dar s-a tradus în română. Nu, e tradus în engleză. Eu traduc în română, gen, că știu că toată lumea, nu toată lumea care mă reușește engleză. Și să înțeleagă toată lumea. Auzi, am primit notificare număr până la 6. Ce, m-am scăpat? Băi, în jocul ăsta puteam să alerg, mâncați-a jurat. Acum merge shift-ul. Și nu l-am folosit până acum. E prima dată când mă joc un joc horror și nu folosesc shift-ul. Ești nebun? Nu te dor ochii, Teo 10-u? Eu acum unde mă duc, mă? There is telephone connection, ok. Păi da, eu căutam ajutor și cumva ca să mă ajute a trebuit să-i ajut pe ei, cred. Ceva de genul, știi ce zic? Hello, rescue service, what happened to you? Acum le zice... Ia, am văzut recent un blogger, a zis că el nu crede în nimic paranormal, dar a fost în case unde, cum au zis unii gen care au fost martori, ceva se întâmpla. Dar nu a găsit nicio dovadă până în ziua în care a ajuns la Abandoned Pioneer Camp, adică cred că aici unde am fost noi. To be honest, să fiu sincer, nu l-am crezut. Am crezut că tot ce a fost filmat a fost regizat, dar acum, după ce am văzut și am deci asta e practic o concluzie a personajului, gen. Entities are always nearby and until you see it for yourself, you won't be așa. Emica Gaze. Gata, bă, mai terminat unul, păreri. Te hai să fătă pe cea dacă poți face modelatoare. Seara asta nu dăm moderatori. Gata, bă, două... Bă, frate, seara asta a fost forță. Două jocuri, ești nebun la cap. Scurt, bă, au fost vreo 40 ceva de minute, 50 de minute, ceva de genul. Deci seara asta a fost ce trebuie, viețile mele. Nice, rău de tot, mi-a plăcut. Dar jocurile v-au plăcut, mă?
Fost tot ok? Așa. Cam scurt. Bă, primul a fost mai lung, dar a fost și mai șmecher. A fost și mai șmecher, ești nebun. M-am apucat de LOL pe telefon și e tare, cred că mi-l pun și pe PC. Păi pe PC e LOL-ul cum trebuie, mă, viața mea, nu așa. Joacă Fear to Fathom, le-am terminat pe toate, mă. Le-am terminat pe toate. Celălalt era mai șmecher. Bă, ce să facem? Acum sunt jocuri horror bune, sunt unele mai puțin bune, sunt unele jale totală. Te-ai jucat vreodată Apartment 1406? Nici nu știu. Ne-am jucat, mă, vițe, Apartamentul 1406 ăla? Nu cred. 11 membri avem de dat, mă? Ia. Ne arată susținere, abonamente, cadou. Au plecat 10. Și încă unul, ca să nu rămânem datori, frate. Gata. Aia zic. Te mai joci Granny? Cât Granny să mă mai joc, bă, și eu? Începem Detroit Become Human. Ce e ăsta, mă, Detroit ăsta? The Backrooms mai joci? Bă, cine mai jucăm, mă, și noi, viețe? Bine, nu cred că în seara asta, seara asta nu cred că ne mai jucăm nimic, dar cine mai jucăm și noi pe viitor, așa, gen? Tu ai bani mulți rău de tot. Am bani, dar mă enervează viața mea. Hai cu un LOL, să rămânem iar 500 de persoane în 2000. Translator original by Teo 10. Bă, da, vezi că mi se pare incredibil, frate, că eu când eram la școală nu puteam, ești nebun să traduc așa repede, dar brusc aparent acum pot. Vezi, mă, când faci ceva cu dragoste, faci pentru cineva, parcă merge. A? Merge, a? Bă, ceva că niciodată n-am primit membru. Ce vrem, o să vină și timpul tău. Bă, frate, am zis la început, vă zic și acum. Recomand cartea asta, frate. Vă ajută foarte mult, gen, să vă creați o viziune și să ce, cumva ce pași și ce mentalitate trebuie să ai ca să îți îndeplinești visul sau dorințele sau așa. Foarte important, am vorbit și pe la începutul live-ului, dacă vreți să vă uitați un pic, a pus cineva o întrebare și am vorbit un pic. Vrăjeală, viața mea, știi cum e, în viață mai trebuie să ai și un pic de vrăjeală, că nu merge totul bine cum trebuie, știi, dacă... Ia să vedem, deci ăsta e aici așa, dăm un refresh. Bun, abonamente. Mamă, câtă lume e live, bă. Cui facem raid? Facem raid cu nu i-am făcut niciodată. Ia stai așa. Ia uite-l mâncăiași gura lui. Ce face ăsta aici, mă? Să se uită stau. Hai, mă, nu e live. Muchas gracias aficiones para vosotros. Muchas gracias aficiones para vosotros. Se uită la accidente. Forță și el. Muchas gracias aficiones. Ce mai faci pe live? Bă, viețe, nu mai fac nimic pe live. Cred că cam ăsta a fost. Cam ăsta a fost. A fost un live forță, am terminat două jocuri horror, am râs un pic pe la început, am vorbit un pic. Viața aia se uită la accidente. Ce să facem? Stai la o poză, haide. Băi, vețe, cam asta a fost și live-ul din seara asta. Nu știu exact când mai facem. Hai, știu că mâine postăm un clip. Deci mâine postăm un vlog care 100% o să vă placă. Am cam prankuit câțiva youtuber gen. O să vedeți despre ce e vorba. Mâine cred că pe la 7 o să postăm clipul. Ceva de genul. Vețe, vă pupi, vă iubi,
aveți grijă de voi, noapte bună dacă vă culcați, seară frumoasă în continuare, dacă mai stați, poftă bună dacă mâncați. Vă las cu un raid la viața mea Red aici, dacă vreți să vă uitați cu el la accident. Nu o să facă doar asta, pe live, vă dați seama, vă las aici cu un raid puternic la Red, că nu i-am făcut și noi niciodată un raid. Hai cu un raid by Teo 10 acolo, puternic. Vă pupi viețe, numai bine vă doresc, frate, să aveți un weekend minunat în continuare și aveți grijă de voi, frate. Vă pup și ne vedem mâine cu vlog nou și săptămâna viitoare cu live-uri. Vedem când. Rămâne să vă anunț. Programez din timp și vă anunț și pe Instagram acolo. Vă pupi. Aveți grijă de voi, viețile mele. Vă las aici cu raidul.